Bun, deci vă zic și eu bună seara, salutare, puteți să ne tutuim că oarecum suntem de aceeași vârstă. Așa. O să vă fac o mică introducere înainte să încep prezentarea despre cum am ajuns eu să vorbesc la evenimentul ăsta, pentru că e foarte interesant. Așa, acum știți deja despre ce e vorba sau... prima dată cu tine. Ok, cum te cheamă? Robert, că e greu să ții minte numele așa oamenilor. Deci m-a sunat Robert într-o dimineață la 9 fix. De că a așteptat să se facă 9 dimineața ca să poată suna. Să mă întrebe dacă sunt, nu știu, proprietarul de la Victor, Fresh to Go. Așa, cafeneaua. Așa, ca să, pentru un târg de cariere sau nu știu exact, dormeam la 9 dimineața. Pentru că de obicei artiștii lucrează noaptea și dorm ziua. Așa, și am zis că revin eu mai târziu ca să procesez informația pe care mi-a spus-o. Și l-am sunat mai târziu, mi-a spus despre ce e vorba, mi-am dat seama de unde a venit confuzia, pentru că el văzuse un articol de pe blogul meu de cafea, cam un blog de cafea care fac din pasiune, care e un hobby, dar o să discutăm despre asta. Așa, și acolo erau datele mele de contact în footerul site-ului. Deși la finalul articolului erau datele de contact de la Victor. Așa, dar probabil ai scrollui până jos și te-ai gândit că așa, să știi că nu ești singurul. Mă mai sună oameni și vor să comande cafea de la diverse cafenele despre care am scris și tot timpul trebuie să le spun așa, cea mai ciudată a fost ultima, de fapt, că m-a sunat într-o dimineață cineva de la o cafenea. Voia o cafenea din o cafea dintr-o cafenea. Mai trebuie cafea, trebuie să mai beau cafea. Așa, din Bistrița, pentru că am scris despre o cafenea de acolo și mi-a zis: "Alo, copacul de cafea?" Și zic eu: "Nu. Aș vrea să comand două la Teori." Și eu eram am zis: "Nu." Așa. Și zic: "Dar știu de unde ați luat numărul meu de telefon, de pe blogul de cafea, bla bla, explic situația." Și mă întreabă: "Păi și cum dau de copacul de cafea?" Și zic: "Eu nu știu, Google, site-ul lor, Instagram." Așa, și până la urmă omul a înțeles că nu are cum să comande cafea. După care am procesat informația, l-am sunat înapoi, i-am zis că nu mă ocup cu asta, că sunt fotograf, și mi-a zis: "A, dar avem un eveniment." Așa, unde s-ar potrivi treaba asta? Și bineînțeles că am acceptat cu mare drag să vin aici, pentru că îmi place să vorbesc foarte mult. Așa, o să observați asta. Are doar 28 de slide-uri prezentarea, în condițiile în care, în general, au cam 100 de slide-uri prezentările mele. Nu știu cât timp o să dureze, că n-am cronometrat, dar o să vedem. Eu ce mi-am propus astăzi, pe de o parte să vă încurajez, pe cealaltă parte să vă fac conștienți de anumite lucruri, cu riscul de a vă dezamăgi de busola și alte lucruri de genul ăsta, pentru că am fost de vârsta voastră, zic, vorbesc acum ca și bătrânii, așa, bănesc că voi sunteți gen anul 1, 2, 3 de facultate, nu? Plus minus în zona aia. Na bun, imediat am 10 ani de când am terminat facultatea. Așa, stai, opa. Acum am dat seama cât sunt de bătrân, da. În 2014 am terminat facultatea, deci în 2024, la anul, 10 ani. Wow. Bun, deci și am trecut prin asta, am văzut un pic în care au fost etapele și lucrurile pe care le-am întâlnit, ce am învățat, bine și rău, că mai și greșești, că nu se poate altfel. Și mi-am propus ca în prezentarea mea să vă spun tot parcursul meu, de unde a venit pasiunea, cum s-a transformat într-o carieră, ce dificultăți am avut, ce tehnici am abordat, ce am învățat din ele. Pentru că în cazul în care, chiar dacă voi faceți o facultate în momentul de față și vă pregătiți pentru o carieră, s-ar putea să nu fiți tocmai convinși nici acum că faceți ceea ce trebuie. Bănesc că se întâmplă tuturor chestia asta la un moment dat în viață. Chiar și colegul fotograf Călin Curticăpian, care a vorbit mai devreme, a venit la recomandarea mea, pentru că el se ocupă cu calificare și recalificare profesională și am zis: "Păi, vorbește-le la studenți despre subiectul ăsta, că nu se știe niciodată când au nevoie să schimbe direcția." Acum, legat de treaba asta cu pasiunea, o să vedeți că e foarte interesant să faci, să lucrezi ceea ce îți place, de fapt, dar nu e ca și în citatele alea motivaționale, că dacă faci ce îți place, nu muncești nicio zi din viața ta. Greșit. Lucrezi tot timpul, non-stop. Adică, eu m-am trezit azi dimineață pe la 8, ceea ce nu mă trezesc în mod normal, pentru că am fost la un eveniment să fotografiez, după care m-am întors la studio și am făcut niște chestii de birotică, pentru că, na, trebuie să facem și asta, după care am pregătit materiale de trimis la print, de editat, mă rog, ce avem noi de făcut, împreună cu colegul meu Răzvan, așa, după care am venit la prezentarea asta și mi-era frică să nu întârzi, că nu e frumos să întârzi, așa, Răzvan este colegul meu care lucrez la studio, să vedeți că o să vă prezint și echipa mea, eu tot timpul îmi filmez toate prezentările mele,
din două motive. O să fiți filmați, cum ar veni. Da. Trebuie să mai semnăm GDPR-uri și chestii de gen, bănuiesc că nu. Două motive. O dată, pentru arhiva mea personală, să mă uit și eu când o să fiu mai bătrân, să văd ce prostii am vorbit la studenți. Așa, adică poate acum, nu știu, gândesc într-un fel, am niște idei, poate peste 10 ani o să am cu totul altceva, ni se întâmplă tuturor și vreau să văd așa un feedback, să-mi văd evoluția, pentru că ăsta e unul dintre motivele pentru care mi-am păstrat absolut toate pozele și filmările pe care le-am făcut din 2008 încoace. Am o arhivă foarte mare, o bibliotecă foarte mare cu DVD-uri, cu Blu-ray-uri, cu hard disk-uri, cum îs peste 100 de tera, ca să vă puteți imagina, poze finale, fără poze brute, că aia e altă poveste. Nu le păstrez pe toate acolo și păstrez asta pentru arhivă și al doilea motiv e că s-ar putea ca voi să vreți să revedeți prezentarea asta și pentru a o revedea o să o pun pe un link de YouTube și o să vă dau și o să vă uitați și o să arătați prietenilor voștri și așa mai departe, pentru că și eu fac foarte multe cursuri și din astea și toată lumea îmi cere la final, nu ne dai și nouă PowerPoint-ul, nu ne dai și nouă nu știu ce XYZ chestie, ok, avem filmare, te poți uita de câte ori vrei la treaba asta, bineînțeles, acum aveți interacțiune cu mine și aveți răbdare. Poate mâine nu o să vă mai uitați 3 ore la înregistrarea asta, dar poate dați pe sărite că poate este ceva acolo. Deci noi o să ne străduim să o facem cât mai repede montajul, cu tot cu PowerPoint, cu așa. Bun, mă rog, Keynote, da, tot PowerPoint e. Bun, ăsta sunt eu, așa. Iulius Paul este un pseudonim, da? Numele meu real este Iuliu Paul Pop, Pop fiind numele de familie, așa. Doar că Pop este foarte banal și comun și nu-mi place. Nu știu dacă sunteți Pop prin sală, sigur unul trebuie să fie, nu? Ok, ai văzut, deci oriunde merge există cel puțin unul, așa că da, e ceva normal, așa că ca și branding personal mi-am modificat puțin numele și o să vă explic și de ce mai încolo, ăsta este site-ul meu de fotograf, așa, ăla sunt eu, ați văzut poza care e în cover-ul de pe evenimentul vostru, e după poza aia făcută, aceeași îmbrăcăminte, aparatele, așa. Și alea sunt cele trei prințese ale mele, pisicuțele. Așa, asta este Lily, asta este Lizzie și asta este Iuchișor. Așa. Și mai am încă una, o cheamă Emma. Așa, doar că asta am făcut ilustrația înainte să o am pe Emma, că o am de câteva luni. Eu le iau de pe stradă și le duc acasă. Uneori le dau mai departe, alteori le păstrez. Așa, și părinții mei... cumva se bucură, cumva nu, pentru că eu mai am o soră și nu sunt căsătorit, nici sora mea nu e căsătorită, nu au părinții nepoți, dar le dau pisicile în custodie. Și mai am trimit poze cu ce fac pisicile, așa, ultima poză a fost foarte amuzantă, n-am pus-o în prezentare, mi-a trimis mama că a găsit niște șosete de alea foarte mici și a dat la Lily, le-a dat șosete. Așa, și o țineam brațe ca pe un copil cu șosetuțe și așa, și eram, na, ok, încă un apropo subtil că părinții vor nepoți. Așa, na, bun, ăsta sunt eu, da, asta e o mascotă făcută cu mine, o am în mai multe variante, în funcție de context o folosesc. Bun, hai să mergem mai departe, cu ce începem, care este titlul prezentării, evoluția mea profesională, evident o să vedeți poze cu mine sau poze făcute de mine, am încercat să nu fac un slide foarte încărcat, o să vorbesc mai mult liber, așa, câteva lucruri despre mine, da, aia e poza după care e făcută așa. Bun, eu sunt fotograf și videograf, pentru că domeniile astea nu prea pot fi separate. Am 15 ani de experiență, cum vă spuneam, din 2008 de la 17 ani am început să fac treaba asta și o să vă povestesc mai în detaliu. Fac foto și video de nuntă, comercial, de festival, de toate. În mod normal, nu prea poți să excelezi în toate, pentru că este foarte mult de muncă și fiecare domeniu e cu specificul lui. Specialitatea de bază este fotografia de nuntă. De ce de nuntă? Foarte simplu, îmi place să mă întâlnesc cu oameni, îmi place să fie cântec, joc și voie bună, îmi place mâncarea, cred că se vede un pic, prăjiturile de la nuntă, așa, și îmi place să mă îmbrac frumos, așa, și la nuntă poți să te îmbraci frumos, adică nu se uită nimeni ciudat la tine. Dacă mă duc așa pe stradă, toată lumea întorce capul. Așa că la nuntă mă simt în largul meu. Bine, mă îmbrac și normal, adică, așa, dar în nuntă, dar fac și comercial, avem studio, am făcut și la Antol, la Electric Castle, o grămadă de proiecte, în 15 ani faci un milion de lucruri. Am făcut licență, master și doctorat în arte vizuale. O să povestim și despre treaba asta, e foarte important să faceți școală, cred că v-a zis și Călin treaba asta, să vă terminați studiile, no matter what, le faceți pe toate, așa, workshop-uri de fotografie și film de nuntă,
pentru că specialitatea mea de bază. Și așa, ca un mic secret, fotografia de nuntă este unul dintre puținele domenii ale fotografiei în care se plătește prețul corect. Adică fotografia e un hobby, o să vedeți, foarte scump. Și o pasiune foarte scumpă și o carieră foarte scumpă. Adică trebuie să cumperi aparate, dacă ar fi doar alea, ar fi minunat. Mai ai și licențe, mai trebuie să mai mergi la cursuri, trebuie să petreci o grămadă de timp învățând și așa mai departe. Plus că există foarte multe lucruri care intervin pe lângă efectiv partea de fotografiere, și anume că îți trebuie mașină pe care să te poți baza, că nu poți să mergi la nuntă, adică să zici că mergi la nuntă și se strică mașina pe drum și nu mai ajungi la nuntă. Adică imaginați-vă că oamenii aia nu pot să vă aștepte. Da, deci trebuie să ai foarte multă grijă cu o grămadă de lucruri și asta costă foarte mulți bani. Și de asta în domeniul de fotografie de nuntă se și plătește, pentru că oamenii cumpără mare parte emoțional serviciul ăsta. Toată lumea, mă rog, majoritatea, așa, abia așteaptă să se căsătorească, în special doamnele, domnișoarele, și vor rochie, vor flori, vor tot felul de lucruri la nuntă, evident și fotografii, pentru că dacă au investit o grămadă de bani în decor, în rochie, în machiaj, în toate cele, trebuie să fie și poze faine care să arate treaba asta, și atunci nu neapărat că aruncă cu banii, dar sunt dispus să plătească prețul corect. Dacă ei cere unui cuplu 1000 de euro să le faci o zi întreagă poze, așa, random, nu ți-ar da nimeni 1000 de euro. La nuntă, 1000 de euro este un preț mic, da? Adică să ne înțelegem. Bun, și atunci de să fac workshop-uri de fotografie și de video, pentru că sunt foarte mulți care vor să învețe sau să își dezvolte cunoștințele, și atunci evident că este și cerere pentru astfel de cursuri, după care cursuri de acreditate de fotografie pentru începători, deci fac și pentru începători, împreună cu Călin, care el lucrează la o firmă care acreditează cursuri și așa mai departe, eu sunt trainer, cum ar veni acolo, cursuri de editare foto și de montaj video, pentru că sunt mulți care nu vor neapărat să meargă în, nu știu, între oameni să facă poze, că sunt mai antisociabil așa, dar le-ar plăcea să editeze, și atunci facem și treaba asta. Content pe YouTube, podcasturi, vloguri, review-uri, tutoriale, am peste 200 de videouri, toate peste oră, sau marea majoritatea lor, așa, unele și de 3 ore, în care vorbesc, da? Deci dacă aveți răbdare, timp și, nu știu, exact ce faceți voi când stați acasă, la ce vă uitați, dar colegii fotografi care editează poze și stau ore în șir în fața calculatorului, mă ascultă pe mine pe fundal. Da, deci așa, e ok. Fac și mentoring 1 la 1, adică pentru oamenii care au niște întrebări specifice, adică sunt la un anumit nivel, dar au niște lucruri nerezolvate, facem ședințe de mentoring în care discutăm toate aceste lucruri. Iubitor de cafea și pisici, de pisici ați aflat deja, și de cafea parțial, și fotografiez cu Sony. Nu că avea legătură, dar știu că lumea întreabă ce aparat, ce obiective, chestii de genul. Eliminăm din start această dilemă. Bun. Ei sunt echipa mea, cum ar veni, împărțiți pe trei categorii: colegi, parteneri, colaboratori. Da? Colegi, ce înseamnă? Ei sunt tot timpul cu mine, așa, Răzvan și cu Raul. Răzvan a făcut facultatea de drept și acum este fotograf, s-a lăsat de ea, așa. Raul a făcut jurnalism, s-a lăsat, așa, și acum este mai mult pe partea de video și pe partea de edit. Răzvan este și fotograf și videograf, femeie de serviciu la studio, face cafeluță, primește clienții, e omul bun la toate. Da, producător, da, așa, corect. Adică eu îl sun pe Răzvan și zic: vezi că la ora cu tare ajung la studio, te rog să mi-l pregătești, că avem de filmat, nu știu, un podcast, un tutorial, o chestie de genul ăsta, și Răzvan face treaba asta. După care am partenerii, Călin, da, și Camelia, care sunt fotografi, pe ei îi iau împreună cu mine când am anumite proiecte care necesită mai mulți fotografi. După care am doi videografi, Ion și cu Andra, care ei din nou vin pe partea de filmare când e nevoie. Dacă mă duc eu să fac fotografii sau să filmez, mă duc eu și tot timpul cu Răzvan, care este asistent, sau dacă Răzvan este al doilea fotograf sau videograf, Raul este asistent, și dacă necesită, atunci mai luăm oameni în plus. După care colaboratori, care foarte important, graphic designer Robert, care a făcut maimuțica și aia cu mine pisicile și multe alte lucruri, Bianca Tămaș, nu știu dacă cunoașteți, copywriter, pentru că înainte îmi scriam eu toate textele pentru blog și caption-uri de Facebook și Instagram și așa, nu mai am timp să fac asta, așa că am apelat la un copywriter, Daniel Popescu, care este pe partea de print, și mai e și Sergiu, care e tot pe partea de print, dar ei fac lucruri diferite la print, Cristina, care e event planner, și de fiecare dată organizez câte un workshop, câte o conferință, câte o chestie de genul, am nevoie de cineva să se ocupe de treaba asta, eu să spun ce să se facă și să se facă, da, așa, și Andrei Ursachi, care este un antreprenor de succes, poate îl cunoașteți, cu Styler, poate ți-au zis de Styler, da, așa, e un prieten foarte bun de-ai mei, și cu el mă consult când am
nelămuriri legate de business, de perspective de viitor și așa mai departe, pe partea cu banii. Că dacă îl întrebi pe Andrei de creativitate, mai puțin, da? Da, bun. Mă rog, fiecare cu ce se pricepe, da. Așa, el mă întreabă pe mine când vine vorba de ceva pentru styler care implică chestii creative, eu îl întreb pe el când e vorba de bani. De ce v-am prezentat echipa? Pentru că nu poți să faci ceva super profi și să faci performanță dacă nu ai o echipă în spate de profesioniști. Asta țineți minte, chiar dacă e mirajul ăla că îmi iau o cameră foto, mă duc să fac poze la evenimente, fac 1000 de euro pe nuntă sau mai mult, așa, și toți banii sunt ai mei, poate până la un punct o să funcționeze lucrurile, după care o să vă dați seama că trebuie să aveți niște oameni la care să delegați responsabilități, care să facă treaba în locul vostru, pentru că altfel ați înnebuni, da? Sau, nu știu, nu v-ar ajunge 24 de ore fără să dormiți deloc, da? Deci echipa e foarte importantă. Unde mă găsiți pe mine? Așa, deci, pentru fotografie de nuntă, iuluspaul.com, pe partea educațională, proiectul Telestory, o să povestim despre el, pe partea de comercial e ipp.iuluspaul, deci foto și video comercial, ce înseamnă studio, chestii corporate și așa mai departe, videografie de nuntă White 3 și blogul de cafea Coffee Travelers. Acum, ideea e că de când cu pandemia nu au fost foarte travelers, că, na, așa, și am pus un pic pe pauză proiectul, după care, după pandemie, m-am axat mai mult pe partea educațională și pe contul de YouTube, pentru că în pandemie am avut o grămadă de timp să fac YouTube, că ce să-și faci acasă, așa, și am lăsat un pic în paragină blogul, dar în continuare se pare că lumea intră și mă găsește. Așa. Bun. Social media, numele meu peste tot, pe orice platformă mă găsiți. Așa, mă străduiesc să fac TikTok că trebuie, nu că vreau și că-mi place. Am aplicația, am milion de notificări, niciodată nu intru, nu mai intru când trebuie să postez un video, după care ies imediat pentru că e adictiv. Am stat o dată jumătate de oră și nu mi-am dat seama că a trecut jumătate de oră și am zis nu e ok. Așa, sau dacă vă place să ascultați chestii audio, Spotify, da, Iulius Paul Podcast, Apple Podcast și așa mai departe. Deci, peste tot. Bun. Păi partea de cursuri, ce vă spuneam mai devreme, se împart în două categorii, plătite și gratis, logic. Gratis, canalul de YouTube. Aveți acolo conținut educativ gratuit, podcasturi cu idei și despre conduită în fotografie. Acolo discutăm lucrurile care nu se discută în mod normal. Adică găsești pe tutoriale de how-to o grămadă de chestii. Dar nimeni nu spune cum să te îmbraci la nuntă, cum să vorbești cu oamenii, cum să reacționezi când mireasa e foarte stresată și plânge și trebuie să-i faci poze să fie frumoasă. Știi, lucruri de genul ăsta. Ce tendințe apar în domeniu? Și acolo la podcast am o grămadă de invitați și din alte domenii, și din partea de business, și din partea de psihologie, și așa mai departe. Am povestit din mașină cu sfaturi, pentru că cu jobul călătoresc foarte mult și am o cameră GoPro, pun în mașină, mă filmez pe mine vorbind. Trece timpul foarte frumos. Așa, dacă mă duc la Brașov 4 ore, 4 ore vorbesc. Așa, filmez mai multe episoade, am peste 50 de episoade de povestiri din mașină, tot așa, despre subiecte din astea și o să observați că sunt foarte puține cut-uri. Da, adică vorbesc în continuu, în continuu. Bun, tutoriale de editare și montaj, ce vă spuneam mai devreme, review-uri la echipamente. Eu fac genul de review-uri în care nu laud produse, eu le spun cum le folosesc în practică și dacă mie mi se par ok. Eu din start refuz să fac review-uri despre ceva care știu că nu e ok. Adică eu nu pot să-mi asociez imaginea cumulată în timp, crescută în timp, care oamenii au încredere în mine, ca să zic că o chinezărie e la fel de bună ca și o sculă foarte profi. Da? Adică să vă imaginați un exemplu foarte simplu, eu folosesc, de exemplu, set de lavaliere wireless, da, care vorbesc la cameră, care costă un set 3000 de lei. Da? Și mai vin magazine și zic că avem ceva nou și așa, la 200 de lei. Vrei să faci review să vezi cum e? Și zic că n-au cum să fie alea de 200 de lei, la fel ca și alea. Și bineînțeles că sunt multe chestii tehnice care n-au nicio legătură una cu alta și atunci le refuz. Și atunci când iau echipamente la review, eu le duc tot timpul pe teren, la nuntă, la ședințe foto, la alte proiecte, depinde de ce sculă e, așa, și arăt exact cum se folosește cu exemple de poze, de filmări, de making of, ca omul să vadă într-adevăr că acel echipament se poate folosi în acel context. Cu siguranță, orice sculă ți-ai cumpăra, nu o poți folosi la orice. Nu este ceva bun la toate. În schimb, dacă folosești specific pe anumit domeniu, anumite lucruri sunt ok. Și de asta și unii producători de aparatură foto, Sony în special, că na, cu asta lucrez, nu mă sponsorizează, nu sunt ambasador, nu nimica, dar ei îmi trimit mie pentru că văd că folosesc echipamentele, văd rezultatele făcute cu ele și atunci
îmi trimit echipamente și vloguri de making of de la anunțuri și la ședințe foto, în cazul în care sunteți curioși cum se face, da, un fel de behind the scenes. Iar pe partea de workshop-uri și cursuri, în proiectul Tell a Story, workshop-uri de fotografie și film de nuntă. Acum nu vă spun chestiile astea ca să cumpărați or something, nu vă imaginați lucruri de genul, pentru că astea se aplică pentru cei care într-adevăr își doresc să aprofundeze, să învețe. Sunt mulți oameni care mă urmăresc gratis pe YouTube și pentru ei e suficient, sunt alții care vor să vadă în practică cum se face chestia aia. Again, e ok. Tot timpul cursurile, workshop-urile sunt sold out. Ideea este că dacă cineva își dorește cu adevărat să facă chestia asta și se pare că ceea ce fac eu e de bun augur, să știu să mă găsească cum ar veni, da? Deci workshop-uri de fotografie și film de nuntă. Chiar săptămâna viitoare o să am un workshop de 4 zile. Workshop-ul se numește Tell a Story, așa, și în cadrul acestui workshop noi organizăm nunți regizate. Adică facem nunți fake, da? Cu mire, mireasă, rochie, costum, flori, mâncare, formație, tot, da? Așa, cu ceremonie, cu tot ce trebuie. Și la final trebuie să rezulte niște poze, că dacă te uiți la ele și nu știi că este un workshop, să ai impresia că e o nuntă reală. Deci ăla e goal-ul, cum ar veni. Dar facem treaba asta ca să le arăt cursanților cum trebuie să fotografieze fiecare moment al nunții, cum se construiește o poveste din imagini, fie că e pe foto, fie că e pe video. După care avem cursurile de începător, cum vă spuneam, și conferința de fotografie filmlook. Nu știu, filmlook, bănesc că știți termenul, fotografiile astea mai moody, culori spălăcite, cum mai zic alții, așa, icter pe piele, fiecare cu așa. Domeniul ăsta, genul ăsta de fotografie filmul, care evident a fost foarte populară și încă este și în general în Statele Unite ale Americii, dar și în Europa, nu exista niciun eveniment dedicat pentru treaba asta în România. Foarte mulți fotografi care apreciază genul ăsta de editare, de colorizare, de mood al fotografiilor, așa că ne-am gândit noi să facem eveniment, am făcut anul trecut prima ediție, anul ăsta în 4-5 aprilie va fi a doua ediție, deja avem aproape 100 de participanți, 20 de speakeri din România și din străinătate. O să fie o întreagă nebunie acolo. Dacă sunteți curioși, vă dau mai multe detalii. Bun. Și acum trecem la introducere. Ne-am zis că o să dureze un pic. Nu, glumesc. Ce am vrut să punctez cumva înainte de a face orice chestie. Deci, a face o carieră din fotografie, că vorbesc de domeniul meu, poate la fel se aplică și la voi, nu este doar despre a crea imagini spectaculoase, ci este vorba și despre satisfacția profesională și să asiguri continuitatea business-ului tău. Adică, trebuie să facem foarte clar distinția între ce înseamnă artist și ce înseamnă antreprenor sau freelancer, da? Freelancer și antreprenor nu e același lucru. Freelancer, faci singur niște bănuți din pasiunea, munca ta. Antreprenor e când ai un business, ai angajați, ai oameni cu care lucrezi, ai mult mai multe responsabilități. Dar dacă vrei să fii artist și să faci doar ce vrea mușchiulețul tău, fără să-ți pese de ce părere au ăia alați din jur, atunci nu o să fii un om de afaceri. Pentru că atunci când ești artist, poate-ți cumpără cineva lucrările, poate nu. Aia nu asigură o continuitate a afacerii tale. Dacă vrei să faci o afacere, să faci bani din treaba asta, trebuie să gândești ca un antreprenor, adică să te gândești ce vrea publicul tău, așa, și aia trebuie să livrezi. Acum, eu fac în facultatea de arte, toate, licență, master, doctorat, practic eu sunt artist cu acte în regulă și așa mai departe, ar trebui să mă scriu în lumea artiștilor plastici, dar nu mă interesează, poate ați văzut știrea cu Nicu Kovaci, Phoenix, că el acum la 80 de ani sau câți are, așa vrea să se scrie în lumea muzicienilor și nu știu ce nebunie din asta și ăia nu l-au acceptat. Așa, și el era foarte supărat. Cum, fratele meu, eu atâția ani de experiență, sunt unul dintre cei mai, nu știu, vizibili sau cei mai influenți, să zic așa, artiști de muzică rock din România și nu sunt acceptat în această uniune. Bun, el avea omul niște interese probabil financiare, că la fel, nici să-ți bați capul la 80 de ani sau câți are. Așa, dar e important dacă vrei să fii recunoscut ca și artist, așa mai departe, școală, licență, whatever, unul artiștilor plastici. Pe mine nu mă interesează pentru că eu nu fac lucrări de amorul artei pe care să le vând și să le cumpere cineva. Că nu mă interesează, da? Eu vreau să fac fotografie comandată de către client. Și în momentul în care vine un client și dă o comandă, că vreau poze de nuntă, că vreau poze de produs, că vreau poze de orice, aia nu mai este artă. Că adaugi tu niște lucruri mai artistice din ce ai învățat în facultate, e ok. Dar, by default, nu e artă ce fotografie comercială pentru că este comandată. Și dacă ne uităm în istoria artei, o să observăm că toți mari artiști pe care noi considerăm mari artiști din ziua de astăzi, majoritatea lucrau la comandă. Adică inclusiv Michelangelo, n-a pictat el Capela Sistină de amorul artei, că a primit bani pentru chestia aia, așa. Era un artist, dar făcea lucrări la comandă. În schimb, Van Gogh, care știm că nu prea a vândut sau n-a vândut, nu știm exact
exact 100% a vândut sau nu a vândut ceva în viața lui. No, ăla e un artist, ăla făcea ce voia el, așa, și a murit sărac și bolnav, probabil nebun și alte lucruri de genul, tocmai pentru că nu a gândit treaba asta ca un business. Deci, e foarte important, facem treabă bună, artistică sau cum vreți voi să o denumiți, dar trebuie să avem satisfacția profesională că clientul e mulțumit, clientul ne plătește în continuare și în continuare avem de lucru ca să mâncăm ceva și mâine, da? Bun, am pus mai multe capitole. De unde a venit această pasiune, da? Perioada liceului, ce s-a întâmplat atunci, între liceu și facultate, perioada de după facultate, perioada facultății, pardon, și perioada de după facultate, pentru ca să vedeți un pic cum s-au schimbat lucrurile la mine, schimbarea direcției, pentru că a fost cumva al doilea punct de cotitură față de primul care a fost în perioada liceului și ce proiecte de viitor am, adică cam ce mă gândesc în momentul de față că aș vrea să fac în viitor. Eu nu prea fac proiecții din astea așa long term, wow, unde mă văd peste 10 ani? I don't know, nu știu, poate apar alte oportunități mai interesante și o să văd atunci, da? Bun, ăla sunt eu, așa. De unde am această pasiune? Păi, tatăl meu a fost fotograf, videograf, din 1991, de când m-am născut eu, până în 2000. Așa, eu am crescut cu aparate foto în casă, toată ziua taică mi-o făcea poze, developa filme noaptea pentru Neric în baie, așa. Pe la 9 seara mă punea să dorm, acum nu știu cum erați voi când erați mici, mă punea în pas să dorm, el se ducea în baie și aprindea un bec roșu. Da. Acum dacă te gândești așa bec roșu în baie, poți să-ți imaginezi lucruri. Așa. Dar în perioada respectivă, tatăl meu developa poze și când am întrebat pe maică mea ce face taică-meu pentru Neric singur în baie, cu un bec roșu, maică mea spunea că el caută ceva pentru Neric. Bun. Na, nu știu explicația asta cum să o tratez, dar adevărul e că după ce am mai crescut un pic și am intrat și eu în baie cu el și am văzut ce se întâmplă acolo, am înțeles despre ce este vorba. Așa. Bun. Așa. Am fost evident fascinat de echipamente tehnice, ca orice copil care vede o chestie nouă, pentru că perioada anilor 90 nu era la îndemână aparate, foto, ce telefoane nu existau și așa mai departe. Așa, eu încercam să limit pe tatăl meu făcându-mi camere video din jucărie, aparate foto. Când am înțeles cum funcționează aparatele DSLR, mă rog, atunci nu erau DSLR, că erau doar SLR, că nu erau digitale, erau pe film, și aveau oglinda la 45 de grade, cum e în orice DSLR, înăuntru, așa mi-am făcut eu o cutie cu o cameră la 45 de grade, ca să mă uit prin vizor și să văd imaginea prin oglindă, vizorul era undeva sus, camera era mai jos, am încercat să reproduc un aparat din ce avea taică-meu. Așa. În același timp eram pasionat de pictură, de desen, de desene animate, de filme, în ideea în care eu am fost un genul ăla de copil care era cu minte, nu făceam prostii, dar enervam la culme pe toți. Da? Adică pur și simplu fapt că nu făceam ce mi se spunea. Niciodată nu mi-a plăcut să-mi spună cineva ce să fac, motiv pentru care n-am fost never ever angajat, de asta mi-am făcut propria mea carieră și afacere, ca să nu-mi spună mie ce să fac cineva, da? Și când venea educatoarea la grădiniță și zicea, na, toți copiii, acum colorăm în cărțile de colorat, eu eram, nu colorăm. Și mă întreba, dar de ce? Păi cum să colorez eu ce au desenat alții? Eu desenez, da? Deci genul de atitudine aveam. Când toată lumea trebuia să mănânce la grădiniță, eu nu mâncam, așa, pentru că mănânc când mi-e foame, nu când îmi spuneți voi că trebuie să mănânc, cu somnul la fel. Deci genul ăla de copil. La școală, fix aceeași problemă. La unele materii eram olimpic, la altele eram corigent. Pentru că ce îmi plăcea învățam, ce nu îmi plăcea, nu învățam nici de-a dracului. Așa, bun, am trecut cu bine, știi, de etapa respectivă. Oricum încă mai am sechele de la BAC, dar povestim mai încolo puțin. Așa, deci îmi plăcea treaba asta cu pictura, desenam tot timpul, coloram tot timpul, mă uitam la desene animate. Acum nu știu voi din ce an sunteți născuți. 2000, deci tot lumea cu 2000, nimeni cu 1990, bun. Așa, deci în perioada anilor 90 erau desene animate de pe Fox Kids, probabil că v-ați mai uitat pe YouTube și așa, Viața cu lui, Piratul Jack cel Teribil, lucruri de genul ăsta. Dar bun, care m-au influențat? Și acum mă mai uit la ele, dar mă uit cu totul alți ochi și înțeleg cu totul altfel acele desene animate, care oricum taică-miu la vremea respectivă zicea că Viața cu lui este o prostie, că taică-sul lui numai tâmpenii vorbește și eu eram, da, dar e amuzant. E, acum dacă stau și mă uit, are dreptate taică-miu. Adică sunt multe lucruri pe care le spune acolo. Bun, și evident mă uitam la filme pe Pro TV, că unde să te și uiți la filme. Așa, și nu mi-au plăcut niciodată Harry Potter,
trebuie să nu jignesc pe nimeni, Harry Potter, Lord of the Rings, toate chestiile astea care sunt per SF, așa, sau care sunt improbabile. Mi-au plăcut mai mult filmele care au o doză foarte mare de a fi plauzibil reale, da? Gen dramele și așa mai departe. Singurele SF-uri la care mă uit, să zic așa, SF-uri între ghilimele, sunt filmele horror. Pentru că îmi place cum e construit conceptul de film horror, cum e filmat, cum e muzica, așa mai departe. Bineînțeles că majoritatea sunt foarte stupide, fantome, spirite și alte bullshit-uri de genul. Na, bun. Așa, ce voiam să... Deci, aveam aparate foto de la 6 luni. Așa. Dacă e ceva care te pasionează cu adevărat, sigur vei putea face o carieră din asta. Adică, țineți minte informația asta. Există la fiecare dintre voi un talent pe care îl aveți sau ceva care vă place super mult și care vi s-a dezvoltat inevitabil în timp. Chestia aia trebuie să o puneți în practică. O să vină oameni din jur, așa a fost și la mine, care să vă zică, da, știu, ai putea să faci IT, că, nu știu, faci IT-ști? Așa, bun. Așa, ai putea să faci IT, că se câștigă foarte mulți bani. Ai putea să faci medicină, că se câștigă mulți bani. Ai putea să faci un milion de lucruri, care se câștigă mulți bani. Nu te faci artist, că mor de foame, am auzit povestea asta de un milion de ori. Nu faci alte lucruri, da, care sunt considerate mai de joasă speță. Adică gândiți-vă că un medic rezident, da, are salariul minim pe lună sau poate un pic mai sus, kind of, până evoluează și așa mai departe. Un mecanic auto s-ar putea să fiți surprinși cât de mult câștigă. Da? Pentru că sunt foarte puțini mecanici auto, sunt foarte multe mașini, multe care se strică și e nevoie foarte mare de astfel de oameni. Am un prieten care e antreprenor și are un service auto cu mai mulți angajați și mi-a spus că el plătește 1000 de euro pe lună, bani în mână, plus aia care este pentru taxe la asta și așa, plus comision pe fiecare lucrare ca să-și motiveze mecanicii să fie foarte buni, să livreze repede, pentru că le dă comision în momentul în care termină lucrarea. Și cu cât e mai repede și gata și nu se întoarce clientul cu probleme că nu s-a reparat bine mașina, oamenii câștigă foarte mulți bani. Și să câștigi într-o lună poate 100 de milioane, 10.000 de lei, da? Ca mecanic auto, cu unei nu se trebuie foarte multă școală, adică trebuie să știi despre mașini, să ai o pasiune, așa, dar în câteva luni poți să înveți meseria respectivă și se câștigă foarte mult. Eu n-am găsit un om la studio să-mi dea fucking, scuzați expresia, câteva găuri în perete. Deci un meseriaș care n-au zis, pentru 3 găuri în perete nu vin. Am studio așa cu tavan înalt, nu chiar cât e aici, dar era tavan înalt, trebuia date niște găuri să împlini niște fundaluri care sunt foarte grele și trebuiau niște găuri adânci cu niște dibluri mai speciale, nu puteam să le fac eu, că poate îmi cădea un cap după aia. Și am zis că chem un meseriaș. Băi, nimeni n-a vrut să vină. Pentru că a zis că pentru lucrarea respectivă nu se deplasează, da? Pentru că oamenii aveau de lucru chestii mult mai importante. Și am găsit un nene pe OLX, așa, am scris meseriaș Cluj, am găsit pe OLX. Deci omul lua 50 de lei pe oră ca să dea găuri. Așa, bun, mai făcea și altele, dea gled cu lavabilă, dar lucra cu 50 de lei pe oră. Și stăm așa și mă gândeam, bă, dacă stă asta 10 ore la mine astăzi, nu știu cât durează, 500 de lei pe zi. Ori 30 de zile, 150 de milioane. Adică eram, stai un pic, eu câștig cu 50 de lei pe oră. Știi, stăteam așa și mă gândeam. Bine, nu pot să cuantific chiar așa la fel, dar, again, sunt foarte multe domenii. Asta vreau să subliniez, în care dacă voi aveți o pasiune, cu siguranță veți putea face o carieră și să și câștigați foarte mulți bani din chestia asta. Da? Adică, la mine, pe lângă faptul că treaba asta cu fotografie și așa mai departe, mai sunt câteva lucruri la care am talent, nu le-am dezvoltat în timp, dar dacă le-aș dezvolta, aș putea să merg și pe treaba aia în continuare. Deci, chiar dacă faceți IT sau nu o să mai faceți, nu știu cât, cum așa, gândiți-vă că aveți multe alte pasiuni și așa, care s-ar putea să fie exploatabile, da? Pentru că cine face din pasiune, vă face performanță. Mie mi-au zis părinții, o să vă zic la capitolul următor, am făcut liceu de mate info și părinții mi-au zis, du-te și fă mate info, că de acolo poți să faci ce vrei tu. Corect, mai puțin arte. Pentru că părinții mei nu erau de acord cu artele, adică după ce faci matematică intensiv și C++ și naiba să le ia că nu mi-au plăcut, așa, pare rău, nu poți să te duci să fii artist după aceea, pentru că îți schimbă puțin lucrurile, dar discutăm un pic mai în detaliu. În schimb, aveam colegi care erau foarte pasionați de informatică și care în momentul de față sunt IT-ști și câștigă foarte bine din IT, tocmai pentru că fac performanță, că sunt pasionați. Eu, fără pasiune, să-mi rog moartea în fiecare zi, n-aș fi ajuns probabil la nivelul lor. Bun.
Astea sunt primele fotografii făcute de mine cu o cameră digitală, fără să am cunoștințe, 2005, aveam 14 ani. Da? Am fost cu părinții într-o excursie la Paris și taică mi-a luat de ziua mea un aparat Kodak din ăla săpunieră cu 5 megapixel or something, așa, și astea niște poze JPEG, needitate, nenimica. Pur și simplu, cum am văzut eu la 14 ani să fac poze. Ei, momentul în care mă uit acum la pozele astea, care arată mult mai bine, acum fără laudă or something, dar arată mult mai bine decât ce fac majoritatea oamenilor care n-au nicio treabă cu domeniul ăsta, să vadă linii, perspective, palete cromatice și așa mai departe, îmi dau seama că totuși era și un talent nativ acolo, care evident în timp s-a șlefuit și l-am dezvoltat. Eu, în perioada liceului, așa nu seamăn, probabil că dacă mă barberesc arăt așa, bun, cu probabil mai multe riduri. Ok, perioada liceului am avut lupta cu molele de vânt. Nu știu cum a fost la voi, dacă a știut din prima ce carieră vreți să faceți sau a trebuit să vă, nu știu, influențeze alții din jur. Cum vă spuneam, am făcut liceu de mat info, că așa au vrut părinții. Când eram în clasa A8-a și am dat capacitate, nu știu, v-ați dat capacitate, da? Nu știu cum e acum, așa. Am dat capacitate, trebuia să spui profilele la liceu unde vrei să intri și așa mai departe și mi-a zis maică mea, și ce vrei tu să faci la liceu? Și am zis că vreau să fac arte, că da, mi-a plăcea să desenez. Și a zis nu, arte nu. Și zic eu, păi bun, și dacă nu arte, atunci ce variante am? Păi mate info, asta i-a fost prima, așa, sau seminarul teologic. Și eram, na bun, hai să vedem un pic ce este mai rău de atâta, da. Cred că v-a zis Călin de seminarul teologic, așa, bun, deci nu, așa, am mers la Mate Info. Bun, cum să zic, n-a fost chiar atât de rău, în afară de faptul că eram constant colegial la matematică, că n-am, așa, și la Info aveam tot timpul 9 și 10, nu pentru că eram foarte bun la Info, ci pentru că știam să-mi îmbrobodez profesorul de Info, vorbind mult și așa mai departe, ne dădea tot felul de teme, de făcut, de chestii de genul ăsta, nu prea aveam eu chef să le fac, așa că făceam tot felul de programele din astea care se fac tot felul de prostii, de exemplu, atunci nu exista Facebook, era High Five. Dacă știți platforma i5, și era la modă să-ți scrii ce trupe de muzică îți plac. Da, eu în liceu și așa, cum ascult muzică rock, aveam părul lung, să vadă în poza următoare, așa, și ca să fiu mai șmecher decât alții care scriu trupele așa, am zis, păi, să le scriu unul din alfabetică. Așa că am făcut un program, un mini-programel în Borland C++, care îmi lua toate, dintr-un fișier, toate lista cu formațiile care îmi plăceau și le punea în ordine alfabetică. Ceva super easy, atât de impresionat a fost proful de chestia asta, încât mi-a dat un 10, așa. Random. Și așa am avut note mari la info, făcut tot felul de lucruri de genul. Așa. În schimb, îmi plăcea foarte mult limba română și acum pot să fac bacul la română fără să mai fi studiat chestia asta, pentru că pur și simplu le-am înțeles logic și mi-au plăcut. Dar în același timp, la materii din astea care au fost ne pe gustul meu, să zic așa, gen matematică, nu știu, mi-au plăcut, cum să zic, parțial și istoria și geografia și chestii de genul ăsta, dar materialele stupide care în mod normal te ajută, dar nu te ajută, gen logică, antreprenorială, trebuie logică, trebuie antreprenorială, dar cum se făcea în liceu erau super stupide, acolo aveam destul de mici notele, deși așa, și la religie aveam note mari, pentru că părinții mei erau foarte religioși, v-ați dat seama din faptul că vreau să mă trimite la seminarul teologic și știu foarte multe chestii despre religie, doar că nu sunt neapărat de acord cu ce e acolo și atunci și la religie aveam note mici, dacă vă puteți imagina. Mă certam cu proful, nu de alta. Așa, bun. După care, făcând treaba asta în liceu, toată lumea te întreabă la un moment dat, băi, ce vrei să faci când ești mare? Ce vrei să faci la facultate? Da? Și toți nu mă întrebau ce vrei să faci la facultate ca să afle ce vreau eu să fac la facultate, ci mă întrebau ca să-mi spună ei ce să fac la facultate. Da? Adică de ceva de genul, ce vrei să faci la facultate? Arte. Foarte. Ce? Nu vrei medicină? Nu vrei mate-info? Nu vrei poli? Nu vrei nu știu ce? Și cum aveam foarte mulți oameni care trăgeau de mine toate părțile, adică o mătușă care e profă de chimie și evident că voia să mă trimite la farmacie sau la medicină, un unchi care lucra la SRI, care a zis, hei, faci SRI, nu? Așa, maică mea, teologie ortodoxă, ok, n-a renunțat la chestia asta, sau poli, ok, taică mea care era ceva de genul, poți să faci ceva care îți place, dar preferabil, așa, o meserie de asta, gen arhitectură, nu știu, da, lucruri de genul. Deci fiecare avea o altă părere, eu eram, nu mă interesează, eu fac ce vreau eu și am vrut să fac în primă fază regie de film și am dat admitere la facultate la UNEATC, la București, da? Da, gândiți-vă ce dificil a fost pentru mine, care eu eram corigent la mate, da?
Dar nu corigent așa că gen ai media 4 și ceva, era media 2 sau media 3, pentru că luam gen 1 în teză, că nu știam fucking nimic și nici nu mă interesa chestia asta. Mă rugam de profă prin tot felul de, nu știu, presiune emoționale de asta să dea niște note, să trec și eu clasa pe acolo. Așa, adică eu în clasa 12 m-am dus la olimpiadă la istorie. Nu că îmi plăcea așa de mult istoria sau proful, ci pentru că nu mai aveam să văd profa de mate. Pentru că la Mate Info aveam câte 7 ore de mate pe săptămână și am zis, păi, dacă mă duc la olimpiadă de istorie, mă lasă proful 2 săptămâni acasă. Ah, super! Așa, și m-am dus la olimpiadă. Bine, am luat gen 7 și ceva, dar pentru mine nu conta, am stat acasă 2 săptămâni să nu mai văd profa de mate. Așa, că era și dirigintă de altfel. Da, mă rog, în schimb a fost foarte drăguț așa ca fapt divers. În 2010, când am terminat eu liceul și eram în clasa 12, a venit AC/DC la București. Nu știu dacă ați fost careva dintre voi pe atunci. Ați fost, dar n-ați fost la concert, poate că erați prea mici sau ceva. Și i-am zis profei, am zis la profesoară, pe mine nu mă interesează, mă treceți, nu mă treceți clasa, eu mă duc la AC/DC, asta era în luna mai, mai era un pic până la bac. Eu mă duc la AC/DC pentru că ăștia-s fucking bătrâni, nu știi când îi mai vezi, că vedeți, nu am mai fost în România din 2010, așa, eu mă duc la concert. Profa era mai bătrână și a zis, AC/DC, du-te! Că aș veni și eu cu tine, dar trebuie să vii la școală. Deci profa, cumva în momentul ăla am avut așa o mică conexiune, să zic, și m-a lăsat surprinzător, fiind și dirigenta, mi-a motivat absențele, n-aveam nicio motivare, dar mă rog, m-am dus la concert. Așa, deci în timpul ăsta eu trebuia să învăț la mate să nu rămân corigent, am rămas, dar mi-am rezolvat după aceea. Dar în același timp eu trebuia să mă pregătesc pentru admitere la un ATC, care nu știu dacă ați avut tangență sau careva dintre voi s-a gândit să are prieteni care merg la teatru sau chestii de genul, dar ideea e că la un ATC nu e ca și cum te duci tu, spui dosarul frumos, te cheamă aia, poate dai un interview or something. Nu, aia îți dau niște teme, fotografii, video, trebuie să faci o grămadă de lucruri, îți dau o listă de filme pe care trebuie să le vezi, să le analizezi din perspectivă regizorală, bla bla bla, sunt multe probe și tu trebuie să faci chestia respectivă în decurs de 2 luni, pentru că se termină anul școlar, ei dau temele undeva prin luna iunie, iulie, așa, și în septembrie e admiterea. Și tu în alea 2 luni trebuie să-ți faci filmul, să-ți faci pozele, să te uiți la toate filmele de pe listă, care sunt vreo 40 de regizori care au N filme, așa, să te uiți la ele, să vezi de ce au făcut ăia așa, să duci acolo să vorbești cu ei, sunt multe probe. Și, surprinzător, eu trebuia să învăț pentru chestia asta, da? Și nu aveam de la cine, pentru că eu fiind din Bistrița de origine, nu exista niciun fucking regizor în Bistrița, da? Și atunci a trebuit să mă duc în fiecare weekend la București, la facultate la UNATC, pentru că organizau și cursuri, ca eu să-mi dau seama care e treaba cu admiterea respectivă acolo. Și eu de luni până vineri eram la școală, de vineri până duminică eram la București, cu trenul, cu șetă, chestii de genul ăsta. A fost o perioadă foarte faină pentru că mi-a făcut o grămadă de prieteni pe tren și la facultate acolo, dar nu mai aveam când să-mi fac temele la mate și să mai învăț pentru altceva. Și atunci eu mă certam cu ai mei că eu vreau regie de film. Ei, nu, că ține-te de școală, fă Mate Info, că mergi la poli. Na, așa, în același timp, când dădeau bani să mă duc la București. Surprinzător, adică, așa. Și m-am dus. Mă rog, o să povestim și ce s-a întâmplat după. Dar ideea e că în timpul facultății, în timpul liceului, la 17 ani, când toată lumea trăgea de mine în toate părți, am zis, gata, ajunge, eu vreau să mă duc pe direcția mea, nu mă interesează ce spuneți voi. Și ăla a fost cumva momentul de cotitură în care am fost cel mai sincer cu mine dintotdeauna. Și am zis așa, băi, ok, de ce insistă oamenii așa să mă duc la medicină? Hai să vedem cu ce naiba se mănâncă medicina asta. Și am zis, ok, dacă ești medic, trebuie să te duci în spital, trebuie să ai tangență cu oameni, nu oameni care sunt veseli și când te joci și voie bună, cum e la nuntă, oameni care sunt bolnavi, care suferă. Eu nu pot să stau în preajma oamenilor supărați. Eu vreau să fie veselie, să fie frumos, să râdem, să glumim. Nu poți să glumești în spital la oameni cu cancer sau alte scheme din astea, nu? Ok, nu poți să le arăți, da? Nu poți să le arăți meme-uri, da? Așa, ok. Și atunci am zis, băi, eu nu pot să stau în spital în atmosfera aia apăsătoare. Plus că trebuie să-mi vizitez rude la spital și nu erau cele mai frumoase experiențe. Mă duceam că trebuia, nu că voiam. Și am zis, clar, medicină nu. După aceea am zis, băi, chestia asta cu Mate Info, ok, cu informatică, cu aia. Păi nu mi-a plăcut ăla, C++-ul ăla, basic. Dar pe chestiile mai complicate, oare o să-mi placă? Și am zis așa, ok, stau toată viața la calculator. Și frec programul ăla, așa, în speranța că la un moment dat o să compileze și o să meargă ok. Și o să fie situații din alea, că probabil se întâmplă și vouă, îi dai să meargă programul, merge, dar tu știi că ai scris greșit codul și nu înțelegi cum.
funcționează. Și după aia, să zicem, ok, dacă lași așa, e în regulă. Dar dacă ai ceva de modificat, ca să schimb ceva la el, dar tu nu știi cum funcționează. Deci e foarte mindfuck. Și am zis că nu, chestia asta nu e pentru mine. Și atunci am renunțat și la asta. Practic am făcut o analiză SWOT, da? Știți și voi. Dar eu am pus așa: ce îmi place și ce nu îmi place? La ce mă pricep și la ce nu mă pricep? Păi ce îmi place? Poze, desen și așa mai departe, chestiile astea estetice, să zic așa, oameni veseli, toate celelalte, băi, ce nu-mi place? Păi oameni triști, chestiile boring, tehnice, plictisitoare, mă pricep și la chestii tehnice, dar nu atât de mult încât să fac toată ziua chestia asta. După aceea, la ce mă pricep, la ce nu mă pricep? Păi, mă pricep să vorbesc cu oameni, îmi place să... Da? Să socializez, să fiu tot timpul, nu știu, sufletul petrecerii, să zic așa, și multe alte calități de genul ăsta. Ce nu-mi place? Păi nu-mi place, unde trebuie să tac și să fac ce mi se spune, da? Chestii de genul. Și făcând analiza asta mult mai detaliată, am ajuns la concluzia că mi se potrivește cel mai bine domeniul ăsta al fotografiei și al filmului. Deci cumva cam asta împlinea toate criteriile mele. Și atunci am început să lucrez în domeniu ca să văd într-adevăr dacă îmi place. Adică i-am cerut tatălui meu de ziua mea, i-am zis să-mi cumpere o cameră foto, un Nikon, ca toată lumea la început, sau Canon, dar în vremea respectivă Nikon D60, era foarte scump și greu accesibil, dar mi l-a cumpărat. Dar nu a fost atât de simplu că, ce vede ziua ta? Păi un aparat foto care costă 2000 de lei în vremea respectivă, care 2000 de lei mai mult decât 2000 de lei astăzi, da? Și el a zis, bun, perfect, păi m-a ajuns la tăiat lemne, la cosit iarbă și dacă te ții de treabă, îți cumpăr așa. Și am zis, bun, asta sună a țeapă, că mă ajuți cu chestii. Așa, și am zis, hai să facem altfel. Cât mă plătești pe oră? Păi îți dau 50 de lei pe oră, mă rog, dar mai mult de la el, da, ca să fie bine. Și am zis, na bun, pentru 2000 de lei, 50 de lei pe oră, înseamnă 40 de ore, că eu trebuie să tund iarbă, să cosesc, să tai lemne și așa mai departe. Și el a zis, da, na bun, notăm pe hârtiuță, fiecare zi, de la ora cu tare, la ora cu tare, când se fac 40 de ore, eu vreau aparatul. Așa, tai, m-a zis, ok, bun, și m-am ținut de treabă. Evident că n-a fost cea mai plăcută chestie să dai mâncare la iepuri, să cureți tot felul de chestii. Nu stăteam la țară, așa, ca să fie găzdușag, cum se zice la Bistrița, așa, ci stăteam la casă, dar taică-mi oare avea păreri din astea, că ce-ar fi să ținem niște iepuri, așa, gen, mai mâncăm și noi ceva bio, eco, whatever. Bun. Nu știu dacă ați curățat la iepuri, dar este oribil. Așa. Adică cerealele alea Nesquik, da? Seamănă cu caca de iepure, da? Deci, bun, ok. Da, ok. Bun. Așa, merge mai departe. Deci am făcut alea 40 de ore, mi-a luat taică-mi aparatul de ziua mea. Am fost în culmea fericirii, evident, toată chestia asta. M-am dus și la un fotoclub din Bistrița, unde am cunoscut o grămadă de fotografi, pentru că networking-ul este foarte important. Acolo am cunoscut și pe un tip care făcea fotografie de nuntă și avea nevoie de oameni pe care să-i trimită la nuntă să facă poze. Și pentru mine asta a fost cumva pornirea, da? Nu neapărat lansarea, pornirea, pentru că sistemul era foarte dubaș în vremea aia. În 2008 nu era Facebook, sau era Facebook, dar încă nu era atât de popular cum este acum. Și oamenii, nu exista Pinterest, Instagram și alte lucruri de genul, oamenii nu se uitau pe net la poze să facă distinția între o poză bună și o poză proastă. Pentru că, bun, dacă n-ai cunoștințe artistice sau așa, nu-ți dai seama dacă imaginea e bună sau nu. În schimb, dacă poți să te uiți prin comparație între un fotograf și alt fotograf, poți să dai seama. Și în vremea aia, oamenii pur și simplu, dacă auzea de la unul că a făcut poze bune la nuntă, îl lua by default, adică a făcut treaba bună la ăla, o să-mi facă și mie. Nu știu de seama dacă îi plac sau nu îi plac pozele. Păi, sunt niște poze, arată mai bine decât cu ce telefoane erau atunci și ce puteai să faci poze, și oamenii acceptau. Și ce făcea tipul ăsta? El lua într-o zi de sâmbătă, așa, ca fapt divers, să vă feriți de chestii de genul, dacă auziți așa, lua într-o sâmbătă câte nunți veneau. El suna cineva, sunteți liber data cu tare? Da, sunt liber. Chiar dacă mai aveam încă 10 nunți semnate, contracte, pentru aceea zi. Eu nu pot să fac chestia asta, adică dacă pe mine mă vor oamenii, mă duc la o singură nuntă într-o singură zi, da? El lua 10. Se ducea la cea care dădea cei mai mulți bani. În sensul că în vremea aia lua o nuntă, gen, nu știu, 200 de euro, dau un exemplu, erau sume mici oricum. 200 de euro. La următoarea nuntă, a doua nuntă, cât costă? 250. Semna și cu 200. A treia, 300. Și tot așa creștea prețul, în funcție de câte nunți veneau. Bine, unii mai refuzau, alții nu. Dar la cea mai scumpă dintre alea se ducea el, că na, oia au plătit cel mai bine și na, au bani, gen, și nunta e mai faină. La nunțile astea mai slabe, trimitea mercenari. Cam aia era.
Suna pe toți fotografii din Bistrița. Bă, care e liber sâmbătă? Păi eu sunt liber. Na bun, mergi la nuntă. Sigur, why not? După care trebuia și al doilea fotograf, pentru că el vindea pachete cu doi fotografi și doi videografi. Dar care era schema? El trimitea un fotograf bun cu un fotograf începător, cum eram eu. După aia un videograf bun cu un videograf începător. Pentru că nu-și dădeau seama oamenii care de la care sunt pozele. El nici nu descărca cardurile mele, ca să vă imaginați. Eu trebuia să dau la număr. Deci faptul că erau doi fotografi, el lua mai mulți bani pentru treaba asta și mă punea și mine acolo. Bine, primeam deja 50 de lei, 100 de lei pe nuntă, dar pentru mine era o școală extraordinară treaba asta, pentru că n-aveam responsabilitate, puteam să fac, el mi-a zis, fă ce poze vrei tu, oricum mă interesează. Așa, nici nu le dau clientului. Dacă e ceva bun de acolo, poate dau, dacă nu, nu mă interesează. Fă ce poze vrei, așa, îți dau atâția pe nuntă, să dai bine la număr și am zis mulțumesc să rămână. Dar pentru mine a fost foarte ok, pentru că nu aveam responsabilitate, mă duceam la nuntă, vedeam acolo celălalt fotograf care avea mai multă experiență cum se descurca și cum interacționa și eu puteam să fiu atent să mă gândesc la bun. Ăla vorbește așa cu Miri, Miri s-o schimba la față, nu-i bine. Mai vedem altul ce mai povestește, tot timpul mergeam cu alt fotograf, depinde cu care se nimerea. Și am învățat o grămadă de lucruri despre conduită, despre cum să te comporți, despre ce poze ar trebui să fac, pentru că la restaurant mă mai uitam prin pozele lui pe aparat. Pardon. Și cumva acumulam experiență, așa, furând meserie, să zic. După care, în momentul în care au văzut că fac poze din ce în ce mai ok, mă trimitea pe mine ca primul fotograf și pe altul începător. Așa. Doar că la un moment dat s-a rupt lanțul de iubire, cum e piesa. Așa. După un an jumate, când nu m-am mai plătit pentru o nuntă, pentru că eu, ce se întâmpla? El, cum am avea foarte multe nunți, 10 nunți într-o sâmbătă, încă 5, 6, 7, duminică, tot sezonul de nunți, da, se adunau sute de evenimente. N-avea timp să le prelucreze, nici nu să făceau niște prelucrare, dar să descarce carduri, să captureze casete, chestii de genul, și dădea la Miri pozele după un an, sau când le mai, când și-amintea, dacă și-amintea, dacă nu le pierdea. Mai se întâmpla și chestia asta. Și ce se întâmpla? Mă întâlneam cu Miri pe stradă, că Bistrița e mică, și zicea, Paul, când ne dai pozele de la nuntă? Și eram, bă, vorbiți cu șeful, pozele lui, el v-ați înțeles, nu cu mine. Păi da, dar știi că el ne tot amână, și zic, îmi pare rău, dar pozele nu-s la mine. Eu îi dădeam cardul, făcea ce voia el cu pozele, așa. Și la un moment dat și-a pierdut pozele de la o nuntă și Miri l-a dat în judecată. Și cine a fost la nunta aia? Eu. Și am primit citație în poștă că trebuie să mă prezint la judecătorie, așa, eu având 17 ani, așa, 18 cred că deja împlinisem, așa, trebuie să mă duc acolo așa ca să dau cu subsemnatul că eu am fost la nuntă neangajat legal, ca să ne înțelegem, plătit la negru și alte lucruri de genul ăsta care erau chestii foarte complicate. L-am sunat pe omul ăsta și am zis, bă, nu știu, eu nu vin la niciun tribunal, așa, înțelege-te cu aia, dă-le bani înapoi, dă-le bani în plus, oricum dacă ai pierdut pozele, aia e situația, eu nu mă prezint așa. Și atunci am zis, clar, eu nu mai vreau să mai lucrez cu tine în condiții de genul ăsta. I-am propus varianta, îți editez eu poze, îți fac CD-uri frumos, le dai direct clientului, cerea mai mulți bani, evident, n-a fost de acord, așa că am zis pașii pusi și am mers după aceea pe drumul meu. Bun, deci cam asta s-a întâmplat în perioada liceului, pentru că tot timpul ăsta, eu vara, în loc să învăț la școală, așa, eu mă duceam la evenimente. În paralel eram pasionat de protecția mediului, de ecologie, mergeam tot fel de tabere și alte lucruri de genul ăsta. E o poveste mult prea lungă pentru prezentarea asta. Așa, dar mă luptam cu profesorii, care profesorii făceau ore gratuite, da, cu colegii mei care mergeau la poli și la medicină, așa, și cu mine care eram singurul cu artele, nu mă băga nimeni în seamă, da? Atâta doar că îmi cereau socoteală că nu trec clasa, că-s corigent și că trebuie să învăț și așa. Nu vă zic cât de multe chestii a trebuit să fac, da, în unele situații ca să îmi motivez absențe, că vă dați seama, mă duceam să fac poze, că eram fascinat, mă duceam dimineața pe deal la ora 5 să fac poze la răsărit, nebunii de genul, și poate ajungeam la școală, poate, așa, și trebuiau motivate niște absențe, în fine, o ajutam pe dirigintă să ducă manuale dintr-o clasă în alta când se termina anul școlar, mai reinstalam Windows-uri în, da, ce chestii poți să faci ca să te descurci, da? Școala vieții, da? Cu singurii. Bun, așa. Bun, mergem mai departe. Deci, indiferent de cât de dificil este, dacă ești perseverent, vei reuși. De trebuie să te ții de treabă cu dinții de chestia, chiar dacă toată lumea să crezi că ești nebun și că așa, trebuie să ții de treabă. Aici eram la un eveniment. Eu eram în training, ceea ce nu se întâmplă. Deci ăla e ultimul meu training pe care l-am avut vreodată. Eu trebuia să mă duc să fac niște poze așa, eu, de plăcere.
Și mă sună șeful și zice: ce faci, Paul? Păi ia uite, mă, să faci niște poze, nu vrei să mergi la un eveniment? Era un spectacol folcloric de ceva zile etnografice, whatever, dar gen era peste o oră, gen acum, așa, că nu te duci, păi nu știu, mă rog, într-o zonă din Bistrița unde e concertul ăsta să filmezi, am pus acolo cameră, tot, trebuie să vină cineva, dar nu mai poate să vină, tu și filmează. Și zic că, păi și ce filmez? Nu contează, dă drumul la cameră, fă-te că filmezi. Aveam și aparatul la gât, țineam și eu de cameră acolo, clientul a fost mulțumit într-un final, nu știu care e chestia, am fost și plătit pentru treaba asta, da, dar m-a luat așa ca din oală. Bun, deci oamenii o să încerce să te influențeze, deci asta e foarte important și probabil vi s-a întâmplat și vouă, chiar dacă au cele mai bune intenții, că părinții nu vă vor rău, doar că nu sunt neapărat actualizați sau nu țin cont de talentul vostru, pentru că la vremea lor nici ei n-au fost probabil încurajați de treaba asta. Voi ascultați părerile celor din jur, dar le analizați foarte bine dacă vi se potrivește sau dacă nu și voi mergeți tot pe drumul vostru. Bineînțeles, cu analiza SWOT de care vă ziceam, da? Bun. Așa, fotografii de la prima nuntă, asta a fost înainte să mă duc cu tipul ăsta la nuntă, ăsta e vărul meu, da? Așa, foarte pe scurt poveste ce s-a întâmplat la nunta asta, eu aveam ăla Nikon D60 cu un card de vreo 4 giga sau ceva, încăpeau 100 și ceva de poze, ca să vă imaginați. Și l-am întrebat pe taică-meu, dacă mergem la nuntă ca invitat și fac niște poze, îmi ajunge un card de 100 și ceva de poze? Taică-meu, care până în 2000 făcuse poze pe film și pe film avea 36 de poziții și îl poza maxim 3 filme care însemnau aproximativ 100 de poze, a zis, ha, sigur, și rămâne. Așa, bun. Doar că în 2008, cu digitalul, când faci poze și faci poze și mai și experimentezi, mi-am dat seama că aproape mi s-a umplut cardul când nici nu plecasem încă de acasă, de la Mir. Ce să mai vorbim de biserică, restaurant și alte lucruri de genul. El, vărâ meu, a zis, dacă ai aparat șmecher, hai să ne faci poze la nuntă. Și am zis, băi, da, știi, ok, n-am experiență. Adică mintea oamenilor de atunci, dacă aveai aparat bun, erai profesionist, punct, da, deci nu era. I-am zis, uite, nu mă pricep, nu am atât de multă experiență, ia-ți un fotograf ca lumea, îți mai fac și eu niște poze, dacă îți plac bine, dacă nu îți plac la fel de bine. Pozele astea le-am făcut eu în vremea aia, sunt oribile, dacă mă uit acum, sunt oribile, dar pentru 2008 erau foarte ok, așa, cu, din nou, lipsă de experiență, da, aici a fost prima nuntă. După ceva vreme mă cheamă vărul meu acasă la el și zice, hai să arăt albumul de la nuntă. Atunci se lipeau pozele într-un album, nu e ca acum printate și așa. Și mă răsfoiam eu acolo și îmi recunoșteam pozele. Deci mai mult de jumate din pozele din album erau poze pe care eu le-am făcut și am pus niște filtre din astea din Photoscape, nu știu dacă știți softul, e foarte old, Photoscape, așa, niște filtre din astea. El a fost foarte încântat de pozele respective, le-a pus în album și asta cumva mie mi-a dat un boost de încredere că pot să fac treaba asta, da? Bun. Între liceu și facultate. Asta am părut mai mare un pic așa. Adică m-am tuns, că nu mai aveam plete, așa m-am tuns în clasa 12-a, așa, și mi-a făcut treza asta, again, încă n-aveam barbă. Dar între liceu și facultate a fost cel mai frumos an din viața mea. Eu la toți elevii la care vorbesc, la școală, altfel, la oriunde, la toți le spun... Stați un an acasă după liceu. Știu că este greu, da? Este complicat. Nu o să accepte părinții, că nici a mei n-au acceptat. Eu am stat un an acasă pentru că n-am intrat la un ATC. Pentru că admiterea fiind doar în septembrie, părinții au zis, dar nu vrei să mai dai și la alte facultăți? Și eu eram, nu? Asta vreau, ce să mai dau la alte facultăți? Au început again, Politehnică și toate alea. Așa, și am zis, nu, doar la un ATC, că dacă ori fac asta, ori nu fac. Adică dacă nu fac anul ăsta, fac anul viitor. Adică era foarte clar pentru mine. Fiind admiterea în septembrie, toate admiterele erau deja date, confirmate locuri la alte facultăți, la Cluj și așa mai departe, am mers la admitere, n-am intrat, pentru că aparent mi-am dat seama că locurile erau deja rezervate, pentru că gândiți-vă că erau doar 12 locuri în total, 10 erau cu buget și 2 erau cu taxă. Alea 2 cu taxă erau 180 de milioane pe an în 2010. Da? Deci 180 de milioane, nu știu cât euro era atunci, dar erau foarte, foarte mulți bani, ceea ce pentru părinții mei clar nu era o soluție, dar celelalte 10 locuri care erau la buget erau rezervate pentru copiii altor regizori, actori, de pe la București, na, fiind foarte puține locuri, adică se făcea admitere doar să fie. A, așa. Bine, ce era mișto la un ATC și de ce era așa de scumpă facultatea? Că se lucra pe peliculă de film, care e foarte scumpă și ca filmat și procesat și așa mai departe. Da, bun. N-am intrat la facultate, m-am întors acasă, maică mea, dezamăgită maxim, plângea, în fiecare zi plângea, îmi zicea că toți tântălăii s-au dus la facultate și tu ai rămas acasă. Așa, și cum, problema care era?
cum o să ies eu să mă întâlnesc cu prietenele mele și să zic că n-au neintrat băiatul tot la facultate și o să zic că n-a intrat. Da, deci pentru mama era un capăt de lume chestia asta. M-am scris cu forță la o facultate din asta, gen Universitatea Ecologică, whatever, așa la Bistrița, care aveau ceva filiale de asta, nu m-am dus. Ea m-am scris prin noiembrie, așa, s-a dus cu 50 de euro în dosar și m-am înscris. Așa, ăia nu m-au întrebat de sănătate niciodată. E foarte abuzat, știu. Deci, așa, gândiți-vă că taxa era 13 milioane pe an. Era suficient să plătești taxa, să mai cumperi 2-3 cărți ale profesorilor și trecea anul, fără să mergi la școală. Deci, aia. Și am zis, bă, asta e o prostie, bătaie de joc. Că maică mi-a zis, vrei la facultate să-ți plătești facultatea, că câștigi bani din fotografie. Și am zis, prostia de facultate, dar nici nu vreau să mă duc acolo, tu m-ai înscris, dacă vrei să mă duc, plătește. A plătit 2 ani, după 2 ani să mi-o plătesc eu, am zis nu. Adică foarte, foarte easy. Bine, s-a și desfințat între timp, a fost retrasă acreditarea, probleme de genul ăsta. Dar am avut timp în perioada asta să mă gândesc ce vreau să fac real cu viitorul meu, pentru că nu știu dacă ați simțit vreodată sau ați avut o perioadă din asta în care să nu aveți niciun fel de presiune pe voi. E cineva care a stat acasă un an după liceu? Sau toți ați mers direct la facultate? Că sar la facultate, la liceu și facultate, sar dintr-o barcă în alta. Te stresezi să-ți iei bacul și eventual admitere la facultate. Pe toată vara ești cu dosare, cu admiteri, cu învățat, cu chestii de genul. Încep toamna, vine toamna, începi facultatea, altă mâncare de pește, alt stres, alți nervi. Ideea e că pe mine m-a ajutat foarte mult anul ăsta să mă deconectez total de ce înseamnă viața de liceu. Adică bacul, vă zic sincer, m-a traumatizat. La română și la info am luat peste 9, la mate 6,70. Așa, pentru că asta fac tot timpul o paranteză la cursurile mele, vorbesc și despre ce se postează în social media. Gen, postăm poze, scriem captionuri, da? Și tot timpul le scriu la oameni, bă, scrieți orice, că e mai bine să scrii orice decât să nu scrii nimic. Orice, cum îi cheamă pe miri, nu știu cum a fost vremea în ziua respectivă, scrie orice despre poza aia, nu contează. Cât timp ai editat-o, whatever, orice. Așa, e ca la examen, mai bine scrii tot ce știi, ca pe vede proful care corectează dacă îți dă sau nu ceva acolo. Deci am văzut foaia aia la mate M1, n-am înțeles nimic, așa, și m-am apucat să scriu toate formulele pe care le știam, de derivate, de nu știu dacă au fost toate corecte, dar tot ce mai aminteam, am scris tot. Nu știu dacă am răspuns la vreuna ceva, dar se pare că totuși a fost suficient ca să iau 6-7-10, ceea ce pentru mine a fost, nu știu, eu speram la un 5, așa, să trec, deci a fost ceva extraordinar, dar nu vă zic cât stres a fost pe treaba asta. Cu meditații, la mate, cu un milion de lucruri. În fine, așa. Și în perioada asta m-am putut deconecta, nu mi-a mai păsat, mă mai trezeam câteodată la 8 dimineața și eram, ce zi azi, ce materie am, ce căi trebuie să-mi duc. Deci când eram după, nu mai zic că și acum mai visez uneori noaptea când pic bacul la mate. Deci a fost cea mai mare traumă a vieții mele. Așa. În perioada asta m-am gândit foarte bine ce vreau să fac cu viitorul meu. Mi-am început prima afacere, da? am făcut un PFA, că spus din numi afacere, un freelancing legal. Mi-am făcut un PFA, mi-am făcut branding-ul cu numele. Practic, Iuliu, fiind numele meu din buletin, S-ul vine de la tatăl meu Silviu, da? Pentru că și el a făcut treaba asta și am vrut cumva să fie o continuitate. Și am pus Iulius Paul. Doar că l-am scris cu J, pentru că după puteți vedea în poză, J-ul ăla arată foarte sexy din fontul pe care l-am folosit. Și am zis, mai arată mai bine decât eu folosesc J-ul, e beton. Asta a fost sigura, așa, n-am nicio legătură. Așa, și mai împocesc cu oamenii numele, Julius Paul, JP, fiecare cum vrea. În fine, Julius Paul, simplu. Ok, mi-am făcut branding, m-am îmbrăcat frumos, pe cum vedeți, cămașă, nu știu cât se vede pe ecran, cămașă neagră, cravată neagră, pantalon de stofă, pantofi, totul personalizat, așa, pentru că asta nu făcea niciun fotograf din Bistrița și eu eram primul care făceam chestia asta acolo. Așa, mă rog, aveam freza aia, dar la vremea respectivă era destul de la modă, să zic așa, nu-mi creștea încă barba suficient, dar așa. Și atunci, în perioada aia mi-am făcut numele, mi-am făcut logo, site, că mai știam HTML de la școală, mi-am făcut site în HTML scris în Notepad, foarte old school, așa, cu poze, cu portofoliu, cu tot. Părinții au pus presiune în continuare pe mine, să mă gândesc serios, să mă reorientez, eu nu. În fiecare zi mergeam la poze, îmi pozam prietenii, tot felul de cupluri, oameni cunoscuți, mă duceam la tot felul de întâlniri din astea, când se făceau expoziții, concerte, eram peste tot, făceam poze. Că mă chema, că nu mă chema cineva, nu conta chestia asta, mă duceam pentru relații. Pentru că de acolo s-au legat foarte, foarte multe conexiuni și mi-a făcut o asociație culturală, un fotoclub, da? Unde aveam alți tineri de vârsta mea și mai mici, care erau pasionați de foto și am zis, băi, noi tot facem poze, nu le vede nici naiba. În vremea respectivă era DeviantArt,
dacă știți de DeviantArt, unde se postau lucrări așa, Facebook-ul, Instagram-ul erau foarte, foarte așa limitate. Și atunci noi făceam expoziții, dar pentru expoziții trebuiau bani. Părinții nu-mi dădeau bani pentru așa ceva, să plătesc tablouri și rame și așa mai departe. Așa că ce m-am gândit eu, dacă fac o asociație culturală și mă duc eu pe la Casa de Cultură, pe la Centrul Județean de Cultură, să mai fac niște poze, mă împrietenesc cu ei, poate se îndură cineva să ne dea acolo 1000-2000 de lei să ne facem niște printuri. Și culmea e că s-a întâmplat. Da? Adică m-am gândit la chestia asta, lucrurile au funcționat. Fiind de asta era non-profit, nu voiam să fac bani din treaba asta, pur și simplu voiam să ne plătească cineva chestiile astea. Așa, eu mi-am ignorat părinții în continuare, poveștile lor nu m-au interesat. Așa, am avut timp și de proiecte personale, adică în liceu am început să cânt la chitară de plăcere, așa, învățând de pe internet, dar nu erau pe YouTube chestii cum să cânți la chitară, erau tabulaturi și chestii scrise, ăștia să te prins, cam ce ar fi acolo, mă rog, autodidact, cât de cât dibuiesc treaba cu chitara, dar în timpul ăla m-am putut ocupa și de pasiuni și așa mai departe. Și mi-am făcut un business plan cu tatăl meu și asta voiam să vi-l spun și vouă, că s-ar putea să vi se pare interesant. Urma să mă duc la, evident, la facultate. Am zis că, deja mi-am început afacerea asta fiind în 2011, se întâmpla, că în 2010 am terminat liceul, în 2011, în ianuarie, mi-am făcut PFA-ul și am început să merg la evenimente pe cont propriu, pentru că eu, împrietenindu-mă cu fotografii ăia pe care îi trimitea tipul ăsta, și ăia la rândul lor mai luau câte două, trei nunți într-o sâmbătă și trebuia să trimită pe altcineva. Și mă trimiteau pe mine că ne-am împrietenit, dădeam un comision, primeam și eu niște bani, toate bune și frumoase. Și totul legal, că am vrut din prima, nu vreau să fac șmecherii și alte chestii, contract, factură, toată lumea să fie în regulă. Așa, în timpul ăsta am zis cu tatăl meu, bun, dacă deja am început să merg afacerea aici în Bistrița, dacă mă la București, un pic mi s-o să mi se piardă conexiunile pe care le-am creat. Hai să nu mă duc prea departe, să mă duc la Cluj. Ce variante sunt la Cluj? Păi Babeș, cu teatru și televiziune, sau cum se numește facultatea, și UAD-ul, da? Care e pe artă și așa mai departe. Am fost la admitere la teatru și televiziune, nu mi-au plăcut profii, acum nu știu dacă cunoașteți careva de pe acolo. Mi s-au părut niște scârpe de oameni. Așa. Și n-am mers, dar m-am dus la UAD, nici ea nu erau mai fericiți, dar cumva mi-a plăcut mai mult atmosfera. Și atunci, ca să înțelegeți, așa să explic, oamenii erau super aroganți și aveau pretenția de la tine, ca tu, care vii acum la facultate să înveți, tu deja să știi o grămadă de chestii pe care n-ai de unde să le știi. Și dacă nu le știai, se uitau așa la tine, bine, ce vrei, tu să faci filme și de astea, n-ai nicio treabă cu domeniul. De-aia sunt aici, da? Bun. Never mind. E ok. Bun. Și atunci i-am zis lui taică-mea, ok, dacă eu mă duc la facultate, așa, câți bani cheltuie ai mei la facultate cu mine? Presupunând că sunt la buget, nu la taxă, da? Și în momentul în care am făcut un calcul, păi, chirie, benzină, mâncare, alte cheltuieli și așa mai departe, am ajuns la concluzia că în 2011, 3 ani de facultate, aia înseamnă 10.000 de euro pe care ar cheltui a mei cu mine la facultate, dacă sunt la buget, nu la taxă, da? Și bineînțeles că dacă am vrut să fac facultatea de arte, clar voiam să mă țin de școală și să învăț. Bun, i-am zis, taică-meu, fii atent. Ce-ar fi să-mi dai ăștia 10.000 de euro acum? Așa. Eu să-mi încep o afacere cu banii ăștia, iar din ce câștig din afacerea mea, să-mi plătesc eu chestiile la facultate. Dacă mi-au evident că a fost un pic foarte sceptic când a auzit pe 10.000 de euro, bani, da? I-a zis, bun, nu trebuie să-mi dai toți odată. Vreau să-mi dai treptat. Dar la început să-mi dai așa, după aia așa, am făcut eu un plan pe 3 ani. În momentul în care m-am dus la facultate, gândiți-vă, mei îmi dădeau 12 milioane pe lună. Nu știu cât vă dau părinții voștri acum, a? Atunci erau 12 milioane pentru că 4 milioane era chiria. 4 milioane chirie în Cluj. Deci, acum 10 ani era super, super ieftin. Așa, când nu era Antol și alte nebunii. 4 milioane era chiria, 4 milioane erau chestii legate de cheltuielile astea pentru casă, motorină, așa, și încă 4 milioane de mâncare. Și cu 12 milioane mă descurcam super bine. Și a zis, taică-mi-o, fii atent, în primul an îmi dai 12 milioane pe lună, în al doilea an îmi dai numai 8, deci scădem, și în al treilea an îmi dai numai 4. Cât să-mi acopăr chiria, să nu mă dea nimeni afară în caz că nu merge afacerea. Dar în timpul ăsta, banii ăia pe care trebuie să-mi dai în anul 3 și în anul 2 de facultate, mi-i dai la început ca să... Deci am mers invers, da? Bun. Și în momentul în care am început să investesc niște bani, cum vă spuneam, să am deja evenimente primite de la cei oameni, să îmi extind un pic echipa, dar povestim imediat și după asta, lucrurile au început să se lege, astfel încât eu, în fiecare lună, să zic așa, eu produceam niște bănuți, mai mulți, mai puțini, dar erau mult mai mult decât aia 4 milioane
8 milioane și așa mai departe, că trebuia să suplinez de la părinții mei. Și am zis lui taică, mă, fii atent, în momentul în care se fac 3 ani de facultate și eu îmi termin cu licența, eu trebuie să fiu independent financiar. Și fix așa s-a întâmplat. Am avut asta, cum îi zice, la casa de cultură a studenților când se termină facultatea, festivitatea, așa, la care n-am vrut să mă duc neapărat, dar au insistat colegii, hai să mergem acolo, chiar dacă nu prea ne-a plăcut la facultate. Ne-am dus, așa, după ce am ieșit la festivitate, cred că nu putea, n-a venit atunci acolo, că era plecat din țară, l-am sunat și am zis, no, fii atent, s-a terminat afacerea noastră, acum sunt pe cont propriu, toate bune și frumoase, mergem înainte. Dar mi-a fost un pic surprins și sceptic, că nu s-a gândit că o să fie exact așa. Dar eu m-am ținut de cuvânt. Și lucrurile astea au funcționat destul de bine, pentru că, cum vă spuneam și mai devreme, am fost perseverent și n-am lăsat deloc garda jos. După care, bun, citatul, așa, pentru a-ți găsi calea, trebuie să nu lași nimic să te distragă. Deci, practic, eu în timpul ăsta, când am stat acasă, am ignorat tot ce era în jurul meu și nu mă interesa absolut nimic, nici gagici, nici alte chestii, da? Pentru că, pur și simplu, vreau să mă super focusez pe treaba asta. Am găsit un băiat, așa cu instituția băiatului, da? Andrei, așa aveți acolo în poză, cel din dreapta. L-am cunoscut la un concurs de fotografie, mă rog, o poveste mai lungă, m-a chemat cineva să jurizez un concurs de fotografie, eu care, wow, avea foarte multă experiență, dar pur și simplu nu avea cine, era la Palatul Copiilor, profesorul de fotografie murise, în memoria lui s-a făcut un concurs de foto, pe cine să chemăm să jurizeze? Așa, m-au chemat pe mine și pe încă doi din Bistrița, unul care n-avea nicio treabă cu domeniu și unul care mai făcea și el niște poze. Da, și trebuia să dăm niște note la copiii respectivi. Și Andrei, băiatul ăsta, era la cercul de teatru de la Palatul Copiilor și profa de teatru, care era gagica profului de foto, așa, ca după aia am aflat, așa, i-a dat la băiatul ăsta Andrei, a zis, ia o cameră foto ce avea domn profesor acolo de aia pe film, bagă un film în ea, fă niște poze, bagă-le la concurs, poate câștigi ceva. Bun, băiatul a făcut niște poze, gândiți-vă că să faci poze pe film, fără să ai nici cea mai mică cunoștință de cum să reglezi aparatul ăla, de cum să încadrești așa mai departe. Și am văzut pozele alea pe film, care, nu știu pe mine, pur și simplu m-a șocat când am văzut cât de mult potențial avea băiatul ăla. I-am zis, el avea 15 ani atunci, da? I-am zis, fii atent, vii cu mine la evenimente, te învăț să faci poze, să filmezi cât știu și eu, învățăm împreună, ne dezvoltăm și așa am început practic să mergem împreună la evenimente pentru că lumea cerea foto și video. Unul trebuie să facă poze, unul să filmeze gen 3 ore, 4 ore, 5 ore de filmare. Așa. Și practic, tot așa cu genul ăsta de situații, am cunoscut oameni, i-am luat în echipă, ne-am dezvoltat și așa mai departe. De asta e foarte important să vezi ce presupune domeniul în care vrei să activezi și care este calitatea oamenilor cu care vei interacționa. Pentru că e clar că în domenii din astea în care, nu știu, nu se pune foarte mult accent pe școală, pe educație, dar oamenii sunt foarte buni profesioniști în ceea ce fac, vei avea dificultăți în interacțiunea interumană. Adică mă gândesc că eu dacă m-aș duce să vorbesc cu niște mecanici auto și să-i organizez, să facem treabă într-un asta, probabil că n-aș avea cu cine, da? Probabil că ar fi nevoie, da, liniștit, nu, nici problemă. Probabil că ar fi nevoie de alt gen de personalitate, nu ca a mea, da? Și atunci trebuie să fii foarte atent ce oameni îți ales să fie pe lângă tine. Și când am mers la nuntă pe cont propriu, în 2011, deci după 3 ani de când am început, postele arătau cam așa. Nu cu mult mai bine, da? Dar suficient încât oamenii ăștia să fie extraordinar de încântați. M-au chemat la aniversarea lor. Deci asta nuntă a fost în 2011 și am fost anul trecut, în 2022. 11 ani de căsnicie, au făcut o petrecere, reproducere, oarecum wannabe de la nunta lor, m-au chemat, ei mi-au zis, Paul, când te însori, noi venim de naș, de atunci de la nuntă au zis, chestii de genul ăsta. Așa, bun, au trecut ceva ani și nu m-am însurat, dar... Așa, bun, colegul meu ăla care avea 15 ani atunci și eu aveam cât, 19, el s-a însurat și are și copil, da, s-a lăsat de foto între timp, da. Bun, perioada facultății. Ăla era biroul meu în care lucram la facultate. Acum nu o să fie chestia aia, am început dintr-un garaj și acum am detail, nu știu, bullshit, nu. Eram acasă, CD-uri, iMac-ul, că-s Mac user, m-au terminat psihic instalările de Windows din timpul liceului, că v-am povestit mai devreme, să instalez în toate laboratoarele de info, antivirus și alea piratate la școală, nu cu licență. Am zis, nu mai vreau Windows, Mac. Ok, bun, poveste mai lungă, dar pe scurt atâta e. Așa, practic în perioada facultății am mers la UAD
am început să învăț ce era de făcut la facultate. Între timp mi-am consolidat și mi-am crescut echipa, adică lucram în paralel pe lângă chestia asta. Taică-miu mi-a zis, când am început facultatea, a zis, bă, copile, dacă mergi la școală, nu trebuie să lucrezi. Că dacă lucrezi, prinzi gustul banilor și în momentul în care ieși la școală și vezi că școala îți pune niște bețe în roate, că vi se întâmplă și vouă, că te enervează anumiți profesori, ca așa, tu deja având bani, o să zici, bine, mă, ce să mai fac școală? Eu câștig bani, mă duc în facultatea mea. Condiția a fost că nu aveam business-ul ăsta pe care l-am gândit cu taică-miu, ce vă povesteam mai devreme, și el a zis, bine, accept, pentru că e în domeniul tău. Adică faci facultate de foto, poți să faci foto, să lucrezi, că trebuie să pui în practică ce am învățat la școală, nu? Corect. Așa, dar probabil că dacă aș fi, nu știu, lucrat la KFC, la McDonald's sau așa mai departe și câștigam mai mulți bani decât câștigam în foto atunci la început, pentru că mai parte din bani îi băgam înapoi în scule, așa, probabil nu aș fi continuat cu facultatea. Mi-am gestionat mai atent veniturile. Asta e un lucru, nu știu dacă voi îl puneți în aplicare. E cineva care și lucrează și câștigă banii lui? Da? Așa, bravo, fără rușine, nu e nicio fel de problemă. Așa. Ideea era că în momentul în care câștigam bani, încasările nu veneau constant, că gen îți intră salariul și trebuie să te descurci ca să nu-ți rămână prea multă lună la finalul banilor. Da? Știți cum e? Așa. Banii veneau foarte mulți vara, când mergeai la evenimente, și foarte puțin iarna, când nu se făceau evenimente, da? Și atunci, în momentul în care tu câștigai foarte mulți bani, aveai tendința să-i spargi pe toți. Că la 20 de ani, da? Cluburi, chestii, știți și voi foarte bine. Bun, doar că trebuia să mă gândesc, băi, cum să fac să nu-mi cheltui banii ăștia decât ce este surplusul. Și atunci îmi puneam foarte frumos pe foldere, mă rog, în plicuri, da, foldere offline, îmi puneam în plicuri frumos banii și scriam, ăsta e pentru luna ianuarie, ăsta e pentru luna februarie, martie și așa mai departe, și în fiecare lună îmi puneam aproximativ 2000 de lei, în timpul verii, da? Când îmi umpleam toate lunile cu 2000 de lei, cât îmi asigura mie toată chirie, mâncare, toate chestiile și ceva bani în plus pentru chestii neprevăzute, că-s mai cum niște haine, mai știu eu ce, mai ieși în oraș, ce rămânea peste ăia 2000 de lei pentru fiecare lună, îmi cumpăram aparate sau alte distracții. Așa, o vă gândiți la prostii și așa mai departe, că v-am zis că a fost un copil cu minte, dar era chestia că tot timpul dacă voiai să faci ceva, da, trebuia să ceri acordul părinților că trebuia să-ți dea bani. Și gândiți-vă că în liceu, așa ca o scurtă mică paranteză, maica mea îmi dădea fix 5 lei, pentru că fix 5 lei era o bere în oraș, ca să nu bea mai mult de o bere. Ce să vorbim de țigări și alte chestii, nu aveam de unde, da? Și atunci, pentru că nevoia te învață, nu mergeam ca fraierul să bea o bere cu 5 lei într-un local, că puneam 5 lei cu 5 lei de la alți prieteni și luam niște peturi. Corect? Nu? Bun. Așa. Bun, am și o poveste cu asta. Acum nu știu de cât timp vorbesc. Mam, o oră jumate. Bă, sunteți ok? Vă place? De că nu v-am întrebat, așa. Că eu povesti până mâine. Așa. Oh, by the way, mă sună Călin ieri și zice, bă, Paul, tu știi cât trebuie să vorbim noi mâine acolo? Și zic eu, cât? Cam 2 ore jumate. Și am zis, păi se pare că eu mă îngrijorez de treaba asta? Adică 2 ore jumate, așa. Bun, revenim la discuția noastră. Deci, am început să-mi gestionez mai bine veniturile. Am avut grijă de promovarea online. Atunci dacă băgai 10 lei pe Facebook, bubuia. Da, deci acum bagi 100 de lei, nu se uită nici naiba. Dar atunci, în vremea respectivă, cu 10 lei se uitau foarte mulți oameni. Și era perioada aia de tranziție când oamenii treceau de la fotografia aia pe care îi recomandau alți prieteni care au fost și au văzut treaba respectivă și au făcut poze la nuntă, se uitau pe net și chemau fotografi din alte zone ale țării care se păreau interesant portofoliu. Și atunci dacă băgai 10 lei, îți intrau în inbox câteva cereri de nuntă. Și multe s-au concretizat, motiv pentru care am început să am nunți în afara Bistriței, în afara Clujului, în alte zone ale țării, lucru care și acum se întâmplă, că mă cheamă oameni cam de peste tot, da? Dar atunci a fost, cum să zic, motivul ăsta, băgând bani în Facebook foarte puțin, am avut foarte mulți clienți din alte părți. Am început să mă cer cu profesorii la facultate, pentru că ei ziceau să fac ceva, eu nu, așa, clasic, dar nu se putea altfel. Dar ce a fost interesant, că problema lor cea mai mare era că eu, la 20 de ani, câștigam din fotografie cam cât câștigau ei ca profi universitar după N ani de experiență. Pe ei asta îi durea mai tare, pentru că, hai să luăm așa, de multe ori se întâmplă, că nu știu cum e la voi la facultate, dar am observat și în alte domenii, ajung să fie profesori, unii,
care nu neapărat sunt cei mai buni în domeniul lor, nu sunt neapărat specialiști. Sunt foarte buni teoreticieni, îți vorbesc despre fotografie de stămâța în coadă, da? Deci așa, dacă îi pui să fac o poză, o să aibă niște dificultăți, da? Și atunci, tocmai genul ăsta de lucru se întâmplă în momentul în care ai mai puține cunoștințe, dar știi foarte bine să le aplici în partea practică și să și câștigi bani din treaba aia, și alta e să fii super doxă de o grămadă de chestii, să nu știi să faci două poze decente și să nu te plătească nimeni. Este foarte frustrant, da? Și atunci, cumva, fiind schimbul ăsta de experiență, să-i zic așa, am avut foarte multe dificultăți cu ei, dădeau note mici, deși eram unul dintre cei mai buni de la facultate, pentru că deja lucram din liceu, cum vă spuneam. Îi ajutam pe colegi să-și facă temele, adică când terminam temele, le făceam la alții filmele, montajele, le instalam Premiere și alte lucruri de genul ăsta. Așa mi-ajutam toți colegii, dar se pare că alții luau note mari, în special dacă erau fete, că da. Nu vă imaginați așa, nu, eu nu sunt misogin sau chestii de genul ăsta, dar în unele domenii se pare că așa funcționează. Da? Adică era foarte easy, venea când era ziua de examen, că examenele erau multe practice la foto, că da, așa, veneau colegile toate în fustă scurtă și mă gândeam, bă, dar care-i faza? Păi vedeam pe note care-i faza, așa, deci nu știu, în fine, deci lucruri de genul ăsta care, da, ok, evident mă certam cu ei, trebuia să tot refac temele, să-i fac cum vor ei, eu nu și nu, până la urmă am terminat facultatea, culmea e că am avut și bursă, da, adică cu toate certurile, tot eram peste ăilalți colegi ai mei care, așa, bun. Au apărut și situații de criză în businessul meu în perioada respectivă, pentru că nu tot timpul lucrurile sunt roz, da? Am avut un accident destul de grav cu mașina, m-am răsturnat chestii nebunii, n-am pățit nimic, n-am murit, în schimb eu trebuia să mă duc la nunți și aveam nevoie de mașină și nu aveam altă mașină, aia mi-a făcut cadou părinții la 18 ani și nu aveam alta, așa că a trebuit să mă rog de prieteni, să... au fost chestii complicate, cheltui banii aiurea, așa, și mi-am dat seama în perioada facultății că dacă lucrez pentru visul tău, de fapt lucrez non-stop, da? Adică mergeam la școală dimineață, aveam ateliere, da? De la 9 la 11-12, cam așa. Erau zile în care mă duceam la școală, dar nu făceam nimic la atelier, pentru că nimeni n-avea chef de pictat, de pozat, de nu știu ce, și mergeam la cafea cu profi, că noi mergeam toți la cafea și profi să nu rămână singuri, îi chemam cu noi, că mai aia era sistemul arte. Da, așa. Da. Și aveam facultatea în observator. Pe acolo, pe unde e și așa, la un subsol de bloc. Ah, foarte boem, așa, artiști. Bine, când ploua, intra până untru, dar e altă poveste. Așa, mă rog, mai mirosea și a canal, n-are rost să mai zic chestii. Oricum, ce era foarte interesant la facultate era că aveai task-uri, aveai teme de făcut până la anumită dată. Apoi că le făceai așa conștiincios zilnic, că ți le făceai cu o noapte înainte, cum făcea toată lumea, nu conta pentru prof, important era să fie tema făcută. Așa că mergeam la facultate și de multe ori nu făceam nimic, dar după masă aveam cursuri, seminarii unde shit got serious, pentru că la arte teoria e teorie, adică faci istoria artei, faci anatomie artistică, după cărți de medicină și fel de nebunii, oase, mușchi și alte scheme din astea, estetică, filozofie, ce au zis marii filozofi și partea de teorie e super complicată la arte și acolo de obicei se pică. La atelier, veneau profi, n-aveau criterii de departajare la fotografie, adică nu putea să zică poza asta e bună sau asta e proastă, da? Adică el spunea îmi convine sau nu îmi convine, adică el se uita și zice, mie nu îmi convine poza asta, ție îți convine? Și zic că da, bine, that's it, adică cam aia e. Și veneau profi și zicea, păi uite, eu îți recomand să mai schimbi aia, să mai faci aia, să mai nu știu ce. Și zic eu, dar nu sunt de acord cu dumneavoastră, domn profesor. Și ce bine, că na, fiecare păreri subiective, nu putem să zicem care e mai bună și care nu. Da, deci cam aia era la facultate. Dar după ce veneam la facultate, trebuia să editez poze, trebuia să mă duc la evenimente și o grămadă de lucruri de genul, deci eram în priză non-stop. Bun, ăștia-s colegii, așa, la un moment dat și Călin a fost în echipă cu noi, pentru că el practic a început să meargă la evenimente împreună cu mine și noi ne-am cunoscut când eu i-am vândut un aparat stricat. Așa. Știa că este stricat. Mi s-a stricat patina de blitz de la un aparat
Și Călin a zis, eu vreau aparatul ăla, era foarte ieftin, că îl vindeam ieftin, că era stricat și i-am spus că e stricat. El a zis, oricum eu nu folosesc cu blitz, nu îmi trebuie chestia asta, fac poze în aer liber, lumină naturală, îl vreau așa stricat. I-am văzut aparatul stricat, după vreme s-a gândit, bă, Paul, dar vreau și eu să vin la evenimente cu tine. Și zic, aparatul ăla stricat pe care eu l-am văzut că nu-l pot folosi la evenimente? Păi nu, dacă așa trebuie, o să-mi cumpăr altceva. Și și-a cumpărat altceva și ne-am împrietenit și așa mai departe. Ăștia sunt o parte din colegi. Am căutat poze cu noi, cu toți. Nu le-am găsit la îndemână. E o poză de la nuntă, asta eram după vreo 12-13 ore de nuntă, obosiți, transpirați și așa mai departe. Deci facultatea nu te face un bun profesionist, ci doar îți dă câteva puncte de pornire. Deci practic eu în facultate n-am învățat să fac poze. Deci pare ciudat și la toți le spun, vezi să faci poze, nu te duci la facultate. Du-te la un curs de începători, de orice, workshop-uri și așa mai departe. Te duci la facultate ca să înveți partea de filozofie a lucrurilor. Cum ar trebui să arate o poză interesantă? Ce au spus marii critici? Ce au făcut unii și alții? De unde s-au inspirat? Cum, nu știu, au evoluat stilurile, curentele artistice ca să știi ce să pui în fotografia aia? Dar efectiv, tehnic, cum se face, nu te învață în facultate. Asta ne-a spus-o din primul an de facultate proful de istorie arte care a zis, ați venit la Universitatea de Artă și Design, nu de artă și meserii. Deci, practic, voi o să fiți artiști, nu o să fiți meseriași. Și n-am înțeles exact la ce se referea și după aia m-am prins de fapt că nu înveți absolut nimic din punere tehnic, nu spune nimeni aparatul în mână, nu te pune nimeni să editezi. Îți zice proful, vreau să-mi faci un film, să fie așa, așa, lungime, poveste, whatever, hai cu filmul. Păi bine, bine, dar cum dau rec la cameră? Te descurci, da? Deci pe principiul ăla. Nu zic că e rău sau bine, pentru că poți să iei din diferite puncte de vedere. Dacă vrei să înveți să faci poze și nu o să înveți, o să zici că e rău. Dacă oricum ești autodidact, cum mie mi-a plăcut întotdeauna să fiu, practic facultatea mi-a dat doar niște hinturi, să zic așa, și niște ghidaje, astfel încât eu de acolo să dezvolt lucrurile. Așa. Bun. Perioada de după facultate, progres și greșeli. Aici o să trec puțin mai repede, că e foarte mult de povestit, dar ideea e că după ce am terminat facultatea, cum am spus mai devreme, am devenit independent financiar față de părinți. Se pare că planul meu a funcționat, dar am fost cu morcov, vă zic sincer, știi, adică, da, tu îți faci un plan, te ții de el, dar poate intervine ceva, da? Nu știu, poate te prietenești cu o fată, poate ea vrea să se mărite, poate vrea copii în timpul ăsta, se pot întâmpla un milion de lucruri. Trebuie să fii foarte, foarte focusat pe ceea ce faci tu, să nu te distragă nimic de acolo. Am continuat la studiile la master și la doctorat. De ce am făcut și master și doctorat? Pentru că mă întreabă lumea. Așa, păi dacă eu sunt profesionist în domeniul meu de activitate, eu vreau să am toate studiile în domeniul respectiv. Nu contează că mă ajută, că nu mă ajută. Pentru mine este foarte important ca eu, dacă mă prezint ca fotograf, profesor și așa mai departe, să vină unul la mine să zică, bă, ce școală ai tu? Da? Ce școală ai dumneata, cum zicea Vadim Tudor? Da, vă amintiți? Pitică nenorocită. Da, faci dumneata ordine la mine în birou. Ce școală ai dumneata? Da, corect? Bun. Așa, să nu mă întrebe nimeni de sănătate, adică eu predau cursuri și alte chestii și să se zică, la bine mă, dar ai terminat liceul? Gen, știi? Adică nu. Să ai toate studiile, că dă bine, diploma aia într-un fel ajută. După aceea e o chestie de orgoliu personal, adică la urma urmei, dacă spui un target din ăsta, băi, vreau să trec prin liceu, să master și doctorat, să termin doctoratul, teză, tot, ca să pot să mă mândresc eu pentru mine însă, că am reușit să fac chestia asta, deci poate fi și o chestie de orgoliu personal. După care, dacă poate la un moment dat o să vreau să predau la facultate sau să predau în mediu de stat, nu privat, cum fac acum, să nu am impedimentul ăsta că nu am hârtii, da? Că la stat trebuie o grămadă de hârtii și atunci am vrut să le am chestia asta. Deci, cum v-a zis și Călin, probabil, faceți școala, chiar dacă nu vă place, terminați-o să aveți diploma, așa, că după aceea vedeți vă ce faceți cu ea, dacă vă ajută, nu vă ajută. Important e să o faceți. Cum Răzvan a zis că, na, el cu dreptul, nu neapărat că l-a ajutat sau așa mai departe, dar nu strica acolo o diplomă în plus, da? Bun. Am vrut să-mi cresc afacerea, mi-am deschis un studio foto, am închiriat un spațiu, nebunie, toate celelalte. Mi-am dat seama că era un proiect mult prea mare pentru capacitățile mele, atât de antreprenor, cât și financiare din momentul ăla. Mi-au scăpat niște variabile pe care nu le-am luat în calcul. Am avut încredere în niște oameni în care nu trebuia să am încredere și după un an
De când am deschis studioul, a trebuit să-l închid. Am pierdut foarte mulți bani în timpul ăsta. Am pierdut timp, da? Am muncit foarte mult ca să pot să-mi plătesc datoriile. Adică am ajuns atât de jos încât a trebuit pentru câteva luni să mă întorc la părinții mei acasă, ca să, că nu mai puteam să-mi plătesc chirie și alte scheme de genul ăsta. Și am zis, mami, tati, nu fac deranj, e ok, stau un pic aici ca să mă recalibrez și mergem mai departe. O poveste foarte lungă, dar ideea e că tot timpul, chiar dacă faceți chestii și vedeți că vă merge treaba, încercați să nu vă, chiar dacă aveți ambiție și curaj, nu vă băgați la proiecte pe care nu le puteți controla. Mai ales dacă implică foarte mulți oameni, că oamenii tot timpul schimbă idei, păreri și așa mai departe. Și dacă nu aveți bani foarte mulți de rezervă, în cazul în care ceva merge prost, nu faceți chestia asta. Cum foarte mulți oameni, vedeți, în pandemie și-au băgat toate averile în cripto și după aceea, da. Bă, nu am băgat în cripto și nici în păcănele sau alte lucruri, dar am investit foarte mult în studioul ăsta și s-a dus pe apa sâmbetei. Din momentul ăla am renunțat și la echipă și la colaboratori, la toți. Deci m-am supărat pe toată lumea, pentru că mulți dintre ei n-au fost serioși. I-am dat cumva pe toți afară, cum ar veni. Nu neapărat pot să spun că am dat afară, pentru că nu erau angajați, ci eram colaborator, fiecare cu firma lui, dar n-am mai colaborat cu absolut nimeni. Atunci a fost și momentul în care mi-am schimbat și stilul de a fotografia și stilul de a edita. M-am dus mai mult pe zona asta de fotografie film look. Așa, acolo e o fotografie cu o parte din studioul nostru. Gândiți-vă că era o casă de vreo 300 de metri pătrați, mai multe nivele, cu birou, cu o întreagă nebună, cu piscină, cu căței, cu pistici. Deci era un vis, să zic așa, devine realitate. Dar aia costa foarte mult să întreții, chiar dacă chirile erau mai mici în 2015 când se întâmpla treaba asta. Dar trebuia să produci foarte mult, lucru care nu puteam să produc singur, trebuia să produc cu niște oameni, oamenii nu s-au ținut de treabă și uite așa s-a dus pe apa sâmbetei. Așa, singurul lucru pe care nu ți-l poate lua nimeni este investiția în tine și în educația ta. Da? Oamenii o să vină, o să pleci. Da? Investiți în voi și în ceea ce știți, în cunoștințele voastre. Pentru că, când, cum vă spuneam mai devreme, când ești pe o pantă ascendentă, prinzi curaj, însă este important să fii ancorat în realitate. Așa, și fiți atenți mereu la comportamentul oamenilor din jurul vostru. Chiar dacă totul e lapte și miere, suntem prieteni, pe distracție, pe barosăneală, da? Trebuie să-i vedeți și în situații limită cum reacționează, trebuie să-i vedeți și în situații când nu-s la job, da? Pentru că dacă oamenii beau și cum se comportă când îți beți, cam aia zi ei, de fapt, că s-au ducea sincer, da? Nu faceți experimentul ăsta ca să vedeți. Așa, schimbarea direcției. Deci după ce s-a terminat treaba asta cu nebunia, cu studioul, cu echipa, cu toate celelalte, am schimbat direcția și am pus accentul mai mult pe mine. Cumva asta a fost al doilea punct de cotitură, pentru că primul a fost în momentul în care în liceu m-am decis ce vreau să fac cu viața mea și cu cariera mea, după care mi-am dat seama cum ar trebui să evolueze cariera mea. Mi-am pus mai mult în aplicare talentul de a vorbi, vorbeam și atunci, dar nu vorbeam în public atât de mult ca și acum, și am zis, ok, dacă tot vorbesc și vorbesc și vorbesc și oamenii mă ascultă, că dacă nu m-ar asculta nimeni, n-aș mai vorbi, probabil, așa, am zis că trebuie să mai pun mai mult în aplicare treaba asta și am căutat locuri unde să arăt care este adevăratul meu potențial profesional. Adică mergeam la nunți, botezuri, cumetrii și așa mai departe. Oamenii erau mulțumiți, mă plăteau pentru treaba asta, toate bune și frumoase, dar cumva aveam nevoie să vadă și alți oameni care chiar știu să aprecieze acele imagini. Începând de la comunitatea fotografilor din țară, de la clienții care au pretenții mai mari, care au anumite brief-uri, care au anumite cerințe, care în zona comercială și așa mai departe. Am fost invitat la diferite prezentări, la conferințe în calitate de speaker, da? Și nu am ratat nici o ocazie să mă întâlnesc cu oameni din comunitatea fotografilor. Mergem la conferințe, se fac mai multe la nivel național, mergem să ne întâlnim, să povestim, să socializăm, să legăm și prietenii. Așa, am început să fac workshop-uri pentru că am venit cererea, crescându-mi notorietatea prin faptul că apăream speaker la diverse conferințe și așa, oamenii descopereau portofoliul meu, era deja schimbat stilul pe zona asta de film look, care era super la mod în vremea aia, gen 2017. Și atunci oamenii îmi cereau cum să faci acel gen de colorizare, cum fotografiezi tu o nuntă și am început să fac workshop-uri pe partea asta. Mi-am diversificat și zona de clienți și am deschis un alt studio, da, după pandemie, că în pandemie toate așa au mers iar în jos. Dar mi-am deschis un alt studio, am făcut o altă echipă, din care v-am arătat mai devreme, pardon, însă la echipă am schimbat puțin strategia, adică nu am mai mers pe chestia aia de prietenie și hai să facem bine și hai să creștem împreună și așa mai departe, ci cumva
în momentul de față, eu dau o direcție, vreau să mergem în direcția asta, vreau să facem chestiile astea, astea sunt proiectele, voi cei care lucrați cu mine, dacă credeți în direcția asta și în proiectele astea, mergem împreună, dacă nu credeți în ele, sunteți liberi să mergeți, faceți alte chestii sau faceți pe cont propriu, doar că am schimbat puțin și tipologia de oameni cu care lucrez. Pentru că în domeniul ăsta fotografiei, mulți sunt vulturi singuratici. Le place să facă poze singuri, să câștige toți banii singuri, să editeze, să facă toate chestiile. În schimb, când e vorba de lucrat în echipă, este mai complicat. Nu că nu s-ar descurca să lucreze în echipă, ci se gândesc că dacă lucrez cu cineva, o să împart banii și sunt mai puțin bani. Factorul financiar. În schimb, în momentul în care lucrezi în echipă, de fapt tu câștigi mai mulți bani decât dacă ai lucra singur. Și raționamentul e foarte simplu. Pentru că dacă eu, în momentul de față, am oameni care, nu știu, editează, fac alte lucruri, da? Mie economisește niște timp pe care aș petrece făcând treaba aia. Prefer să plătesc oamenii corect, să facă jobul ăla pentru mine, ca eu în timpul ăsta să pot să caut alte oportunități și alte proiecte mai bănoase financiar, să ies un pic din zona de confort ca să evoluez. Că dacă nu, o să rămâi la același nivel și la un moment dat o să vezi că te caută din ce în ce mai puțini clienți. Așa, am început să creez și conținut educațional pe YouTube, că vă spuneam, în pandemie nu prea aveam ce să fac acasă, în afară de să stau, să cânt la chitară, să mă uit la filme, na, ce face toată lumea ce a făcut în pandemie. Mă rog, cred că voi școală online, nu? Eu n-am mai făcut școală online, că era deja terminat, era la doctorat deja. Așa. Și bineînțeles că am început să mă gândesc la treaba asta cu venituri pasive. Probabil vedeți tot felul de speaker de ăștia de pe business motivațional, că venituri pasive, că investești în nu știu ce. Ah, ok. Dacă nu înțelegeți chestiile respective, nu vă băgați în ele, da? În petrol și în nu știu ce alte nebuni de investiții de genul. Așa. Eu am început să fac venituri pasive din partea educațională, prin faptul că am cont de Patreon, unde oamenii plătesc să vadă conținut exclusiv, da? Îmi dă și YouTube bani, dar n-are rost. Așa. Nu fac un plin de motorină într-o lună cu banii de YouTube, deci e ok. Așa. Faptul că am anumite cursuri online care se vând, anumite proiecte în care m-am asociat și care mi-aduc alte venituri pasive și așa mai departe. Da? Bun. Creează-ți oportunități și oferă ceva înapoi oamenilor din jur. Deci foarte, astea sunt niște oameni care au fost la unul dintre workshop-urile mele de fotografie de nuntă de care vă povesteam mai devreme. Deci ce e foarte important, tot timpul unde te duci, există o oportunitate. Eu le spun fotografilor la cursuri o idee foarte importantă. Tu când te duci la nuntă, tu ți-ai încheiat deja vânzarea pentru clientul respectiv. El deja te-a cumpărat, ți-a plătit contractul, totul, trebuie să-i livrezi pozele, deci tu nu mai trebuie să-l impresionezi pe el cu ceva anume. Bun, trebuie să faci treabă bună, trebuie să te comporți ok, dar nu trebuie să supra-livrezi neapărat ca să-ți devină client. În schimb, poți începe vânzarea direct de la nuntă pentru viitori potențial miri, pentru că la nuntă sunt șansele ca cel puțin un cuplu de acolo să se căsătorească în viitor apropiat și să nu aibă încă fotograf. S-ar putea să fie mai mulți. Pentru că cine se duce la nuntă? Dacă prietenii voștri o să se căsătorească, o să vă duceți unii la alții și peste un an, doi, vă căsătoriți și voi și așa mai departe, cam la o anumită vârstă. Și atunci, practic, dacă te duci la nuntă, începi vânzarea direct acolo. Ei, la fel funcționează și în momentul în care te întâlnești cu oameni. Pentru că nu se știe niciodată cine poate deveni clientul tău, pur și simplu din niște discuții banale la o întâlnire, uite cum suntem noi aici. Mi s-a întâmplat de multe ori să mă duc pur și simplu la un eveniment genul deschidere de magazin, da, care vin 20 de oameni, mănâncă un pișcot și faci niște poze, nimic special, da? Dar să vină acolo tot felul de oameni care sunt interesați de magazinul respectiv, poate un magazin de haine mai scumpe. Și vin oameni care au mai mulți bani. Și tu intri în vorbă cu unul cu altul și poate ăla are o firmă de nu știu ce, ăla are o firmă de altceva, poate trebuie poze de produs, poate trebuie videouri de TikTok, poate trebuie cine știe ce nebunie și uite așa apar oportunitățile. Da? Ca să vă dau cel mai recent exemplu de cum se leagă lucrurile astea. Acum vreo 3 ani, deci ca să vedeți încrengătura, acum 3 ani mă sună o colegă fotografă și zice: Paul, am nevoie urgent de ajutorul tău, trebuia să fiu azi la o ședință foto în Cluj și nu mai reușesc să ajung, nu știu ce problemă apăruse.
Și nu te duci tu, te rog, să faci poze în locul meu. Și am zis eu, păi mă duc, dar despre ce e ședința foto? Păi sunt niște gagici care fac machiaj, gene, sprâncene, whatever. O să macheze trei doamne, o doamnă de vârsta a treia, o doamnă de vârsta a doua și o domnișoară. Da? Și proiectul fotografic e gen trei generații, toate au manicură, make-up, whatever, și arată foarte bine. Am zis, un interesant proiect. Mă duc eu acolo, ajung într-un salon super fancy de make-up și așa mai departe, vreo 20 de gagici, eram singurul între locuri de acolo, pentru că și pe ea au chemat-o tot gagică fotografă ca să fie doar fete, că na, era o chestie de ce treabă mai mult cu make-up-ul și cu unghiile, da? Bun, și ne-am dus acolo, asta la cafeluță, la socializare, bla, 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 am făcut pozele, atât de încântate au fost fetele respective de acele poze, încât tot m-au chemat. Hai că mai am un proiect, nu știu ce, pentru un concurs de pozat o freză, de pozat un machiaj și așa mai departe, m-am tot dus. După care, una dintre ele a făcut un curs online de cum să stilizez sprâncene în engleză pentru a fi vândut în străinătate. Și a avut nevoie ceva ca să îl filmeze, să îl producă, să îl monteze și așa mai departe, a apelat tot la noi, la studioul nostru. I-am făcut treaba asta. După care tipa asta a organizat un alt workshop fizic de data asta, unde l-a făcut împreună cu o prietenă, da, care face gene, ca asta ea face sprâncene, știi, un pic diferență, așa, și m-a chemat pe mine și pe Răzvan să mergem să filmăm, să facem poze. Atât de încântate au fost de poze și de filmare, încât tipa cealaltă, da, are o prietenă la București, cu care organizează o conferință de, nu știu, tot așa, zona asta de beauty, nu știu exact despre ce e conferința, așa, și ne-au chemat pe noi să documentăm, să facem poze, să filmăm. Dar mai mult decât atât, ne-a zis, Paul, nu vrei tu să faci un mini workshop live de cum să-și facă tipele astea cu make-up, poze cu ring light-ul ăla pe care l-am studiat și cu telefonul în timpul conferinței? Și am zis, cum să nu? Deci, acum 3 ani m-am dus la o ședință foto să ajut o colegă. Anul ăsta mă duc să vorbesc în față la vreo 200 de stiliste să văd cum să facă poze cu telefonul. Deci, ca să vedeți, toată încrengătura dintr-un singur lucru, dintr-un singur punct. Și multe altele care au fost de-a lungul timpului și așa mai departe. Deci conexiunile sunt cele mai importante. Țineți minte informația asta. Poți să fii cel mai bun fotograf ever, dacă nu te cunoaște nimeni, zero. N-ai de lucru, nu te caută, nu... așa mai departe. Și se întâmplă ca fotografii populari, care sunt cei mai vizibili, să nu fie neapărat cei mai buni din punct de vedere profesional. Și probabil că știți și voi fotografi din Cluj, că i-ați văzut peste tot sau ați auzit de ei și pot să vă confirm că aia de care ați auzit voi din Cluj nu sunt cei mai buni. Așa. Nici eu nu sunt cel mai bun pe anumite categorii de fotografie. Excelez în anumite, da, cum vă spuneam, fotografia de nuntă. Dar ideea e că la mine nu contează neapărat să fiu cel mai bun cu cel mai multe premii și așa mai departe, că asta e foarte subiectiv. Pentru mine este foarte important să asigur continuitatea business-ului meu și să am satisfacții profesionale. Adică eu să mă duc cu plăcere, adică eu să vin cu plăcere la întâlnirile astea cu voi. Nu să vin că vreau 100 de lei sau 200 de lei onorariu ca să am și eu ce mânca, știi? Adică, nu, eu vreau să vin, pa, îi spun la Răzvan, ce face Răzvan sâmbătă seară? Eu mă duc la studenți să vorbesc, vii cu mine? Da, hai să mergem. Da, ceva pe principiul ăla. A, așa, bun. A, așa, ce urmează planul de viitor? A, să mă relaxez urmează. Așa, chiar am pus acolo. Da, lucrez foarte, foarte mult, lucrez tot timpul și vreau să am mai mult timp să mă relaxez, da? Vei să mă filmez ca să rămână chestia asta? Am înțeles, bun. A, așa. O să vă mai spun încă o dată. Deci planurile mele de viitor, după cum se vede în această fotografie, este să mă relaxez. De fapt, planurile sunt, da? O relaxare continuă, așa, undeva lângă o piscină, preferabil cu aparate lângă mine în caz de ceva, nu neapărat că trebuie să le folosesc, și să am niște prieteni și colaboratori de nădejde care să lucreze în locul meu. Ar fi absolut minunat. Bine, evident, nu se pot face chestia asta pentru că oricât de mult, cum să zic, aș vrea să deleg responsabilitățile, când vine vorba de partea creativă, când vine vorba de direcție, când vine vorba de stilul în care lucrăm și facem un anumit proiect sau cum abordăm un anumit proiect, acolo trebuie să fie contribuția mea. Chiar dacă nu apăs eu efectiv pe butonul aparatului foto, oamenii trebuie să înțeleagă ce vreau eu să fac, care este viziunea mea acolo, da? Deci vreau să dezvolt mai mult proiectul Telestory, deci partea asta educațională. Poate să ducem spre zona de academie, poate să ducem spre zona de cursuri super profi, poate și internațional și așa mai departe, nu știu, deci peste 10 ani nu-mi dau seama ce o să fie cu Telestory, cu siguranță o să crească în ce direcție, habar n-am, să crez nivelul profesional al echipei mele, deci vreau ca oamenii care sunt lângă mine nu să rămână undeva acolo jos, pentru că dacă ei rămân jos și eu vreau să evoluez, eu o să fie o piedică pentru mine, eu trebuie să-i ajut să crească. Chiar dacă
există riscul ca într-o zi oamenii aia să plece și să fie concurența mea cu toate lucrurile pe care le-am învățat de la mine. Nu mă interesează chestia asta. Atâta vreme cât ei sunt lângă mine, pe mine mă ajută. Că se duc și îmi fac mie concurență, nicio problemă, eu o să merg și mai departe, asta mă motivează și mai mult, da? Ca să evoluez. Așa, să fac mai multe proiecte personale. Nu prea am mai avut timp în ultima vreme să fac ceva doar de plăcerea mea de amorul artei, da? Cum vă spuneam, când la chitară, am anul ăsta, mă rog, de fapt de Crăciun mi-am făcut un cadou, un amplificator, am și chitară electrică și așa, am făcut și un amplificator cu mai multe efecte. Am văzut și eu un reel pe Instagram. Mi-a plăcut cum sună o piesă cântată de tipul ăla la amplificator, m-am uitat ce modele, mi l-am cumpărat, da? Adică, mă, normal, să faci research și nebunii și așa mai departe, dar ajunsesem în punctul ăla în care pur și simplu nu mai am timp să-mi bat capul cu astfel de probleme, că ăla are o chestie în plus, că ăla are o chestie în minus, e destul cât îmi bat capul legat de aparatură foto. Am zis, ok, sună bine, e pentru nivelul meu de începător, costă puțin, extraordinar. Acum, puțin, mult, asta e relativ la fiecare, așa? Mi-am luat amplificatorul, păi și stă acolo și adună praf. Mai cânt așa o dată pe săptămână, mai pun câte un story pe Instagram, deci dacă vă uitați vineri, sâmbătă la mine pe Instagram, o să vedeți cântând pe mine o piesă. Aia e maximul ce cânt într-o săptămână. Aș vrea să cânt mai des, așa, să-mi extind expertiza și în alte domenii. Vă spun că după ce am filmat foarte multe cursuri de tot felul, în special de industria de beauty, nu mai pot să văd sprâncenele fetelor la fel. Deci, acum știu cum trebuie să arate o sprânceană cum trebuie, știu cum arată o geană laminată sau nu, așa. Bun, exagerez puțin, dar avem și clienți din zona de stomatologie și așa mai departe, știu cum se pun implanturi. Bun, am văzut pe view cum se face treaba asta, cum se fac coroane, cum se face estetică și așa mai departe. E foarte bine să ai cunoștințe chiar dacă nu le aplici, că nu o să mă duc să pun implanturi la oameni. Maxim le dau jos dinții, nu o să-i pun. Așa, dar ideea e că e foarte important să știi din mai multe domenii, pentru că o să vezi cum gândesc oamenii și antreprenori în domeniul lor, că s-ar putea să fie chestii care se aplică și la tine. Adică chiar am făcut un podcast pe subiectul ăsta de aproape 3 ore cu o tipă, ca să vedeți altă încrengătură, pe ea o cheamă Julie, da, o cheamă Iulia de fapt, așa, e născută din aceeași dată cu mine, 1 iulie, așa, pe ea o cheamă Iulia pentru că e din 1 iulie și părinții mei tot Iuliu mi-au pus pentru că e din 1 iulie, așa, deci a fost așa o coincidență de genul ăsta. Bun, ea e din Piatra Neamț, da, deci nu are nicio legătură, așa. E super bună pe zona de balaiaj și ombre și alte scheme din asta, pe zona de păr, fetele știu mai bine. E și trainer și așa mai departe, face o grămadă de lucruri. Și s-a întâmplat că a venit la Cluj și trebuia să îi filmeze cineva un curs și băiatul care trebuia să îi filmeze nu mai putea să vină. Și băiatul l-a sunat pe mine și a zis, nu te duci, te rog, să filmezi un curs de așa? Și am zis, oh, why not? M-am dus acolo, am văzut-o pe Julie despre ce povestea și ce făcea și am zis, după ce și-a terminat cursul, trebuie să bem neapărat o cafeluță. Am băut cafeluța aia câteva ore, că amândoi vorbeam în continuu și am zis, ce ar fi să continuăm discuția la un podcast, nu? Dacă tot am studio. Am pregătit studioul cu Răzvanel, așa, bine, l-am sunat, pregătește studioul, că eu sunt cu Julie la cafea, venim, îl facem podcast. Așa, a venit Julie, aproape 3 ore. Tărărăm în continuu, n-am tăiat nimica din el. Chiar vă rog să vă uitați. Și am făcut paralelă între ce înseamnă fotografie, ce înseamnă hairstyling și cât de multe asemănări există între două domenii care aparent n-au nicio mai mică legătură unul cu celălalt. Adică modul de percepere a lucrurilor, cum gândesc oamenii și așa mai departe. Deci, chiar dacă sunteți IT-iști, faceți și alte chestii. Duceți-vă, nu știu, dacă conferințe gratis. Acum poate nu aveți încă bani și așa să plătiți pentru asta. Conferințe gratis, cursuri gratis, ateliere de olărit cu Brad Pitt, da? Așa. Hai că știu toate meme-urile de pe net și toate glumele, da? Așa. Deci în jumatea aia de oră când m-am uitat pe TikTok, l-am văzut pe ăla cu Șara Pileană. Cred că știți și voi. Așa, e bun. Ok, deci duceți-vă tot felul de chestii de genul ăsta, că o să vedeți cât de multe lucruri o să aflați și cât de mult o să vă ajute. Bun, poate nu o să olăriți foarte bine și all around, da? Așa. Dar poate, nu știu, cum învârți oala acolo, să te gândești, bă, ce-ar fi să-i mai pun eu un if și un ceva acolo în programul ăla pe care îl fac, că poate o să funcționeze, da? Na, bun. Să mă relaxez și petrec mai mult timp cu prietenii. Majoritatea prietenilor mei sunt contextuali, adică am prieteni, oameni cunoscuți,
mii de oameni cunoscuți, dar oameni cu care mă întâlnesc sunt cei cu care am tangență când lucrez, gen Răzvornel. Așa, doar că el este și prieten pe lângă faptul că suntem colegi, pentru că și rezonăm, dar ideea e că sunt foarte mulți oameni pe care îi consider prieteni doar prin simplu fapt că lucrăm împreună sau lucrăm în același domeniu sau ne întâlnim la diverse proiecte. În schimb, am prieteni din liceu, din copilărie, cu care mă întâlnesc așa foarte fugitiv sau foarte la distanță mare de timp. Și atunci ar vrea să petrec mai mult timp cu ei. Și vă spun de ce vreau chestia asta, pentru că la un moment dat e absorția, cum ați venit și voi poate la facultate din alte orașe, unde v-ați plictisit de aceiași oameni în orașul vostru, de vrea să scăpați de colegii de liceu și mamă, la facultate, oameni noi, nebunie, șmecherie, primul semestru. Păi vă dați seama care, cu cine, cum și așa mai departe și încet, încet, din 100 de oameni cu care te întâlneai constant în cluburi și la distracții și așa mai departe, la finalul facultății poate mai vorbești cu 2-3. Cam așa a fost procentual la mine. Nu mai zic că mulți dintre colegii mei de facultate s-au cam pierdut pe parcurs când nu am mai terminat școala, în fine. Așa. Și prietenile astea care totuși după ani de zile încă te întâlnești cu omul ăla și când te întâlnești ai un milion de lucruri de povestit și parcă nu se termină, merită să petreci mai mult timp cu ei. Să acord mai mult timp hobby-urilor mele, cum vă spuneam, chitară și cafeluță, da? Vă mai pun și eu cu bunătate la cafeluță pe Instagram și așa. Avem două espresoare de cafea, mai punem și din alea bună dimineața, mai puțin celor care zic expresso în loc de espresso, da? Așa. Vă ajut tot felul de lucruri de genul. Deci dacă vreți să beți o cafeluță la noi, la studio, pe Avram Iancu, 62, treceți prin zonă, dați un telefon, așa, și vreau să mă duc la mai multe întâlniri cu oameni din domenii diverse, da, cum sunteți și voi, adică pentru mine, așa, 2 ore, stai, 2 ore, de la 6 la 8, da, și ai zis că 2 ore jumate să vorbesc. Îi glumesc. Așa. Da, vreau să ne vedem. Bun, cu ce vreau să rămâneți din această prezentare? Da? Deci câteva informații, da? Probabil că v-ați extras deja lucruri, da? Și v-ați notat mental anumite chestii, dar o carieră provenită din pasiune te va ține mereu în priză și vei munci cu drag. Asta este un adevăr, da? Problema mare e că vei munci non-stop și s-ar putea să ajungi la epuizare. Dar riscul e că tu în momentul când lucrezi cu drag, tu nu simți că lucrezi. Știi, ai impresia că mai pot să mai stau încă o oră, e 2 noapte, mai stau încă o oră, să mai editez niște poze, că mi-ies foarte șmecher și vreau să le termin în seara asta, dau clientului, mâine dimineața am bani în cont, mergem la munte, la cabană, la ciubăr, la știu eu ce distracții mai aveți voi, da? Și atunci vrei să faci chestia asta, dar îți dai seama că la 20 de ani este super easy. Da? Să faci treaba asta. Gândiți-vă că eu, când am început să lucrez pe Comprop în 2011, da? Când aveam 20 de ani, vineri mă duceam la majorat, pe la 5, cam așa, se termina majoratul pe la 12-1 noaptea, mergeam în club sau în bar cu prietenii, toată noaptea, după care dimineața mă duceam la nuntă, nu dormeam, da? Mă duceam acasă, făceam un duș, mă schimbam frumos, că aveam ținutele alea negre, ce v-am arătat, mai multe, nu aveam mai una, da? Aveam mai multe. Nu dormeam toată noaptea, aveam un bar la Bistrița, unde se adunau mai mulți prieteni care cântau, gen chitară, tobe, chestii genul ăsta. Când se închidea localul, rămâneam doar noi, cu patronul, ca și el era pasionat de treaba asta, și băutură, distracție, muzică, așa mai departe. Dimineața, până la 6, cam așa, mă duceam la acasă să mă schimb, la 8 eram la nuntă, pozam toată nunta până în noapte, da, până la 2-3 noaptea a doua zi, după care mă duceam acasă, făceam un duș, poate dormeam o oră sau două, dacă mai apucam, pe care mă duceam la altă nuntă duminică și terminam luni dimineață. Luni eram praf, deci terminat groaznic. Mă culcam, dormeam toată ziua, marți nu aveam absolut nimic, era super ok. Acum la 32 de ani, așa, dacă stau mai mult de 13 ore la o nuntă, sunt terminat. Adică nu mai știu ce să fac, știi? Nu că mi-e somn sau ceva, dar simt că nu mai am chef. Simt că aș vrea să plec acasă și când ajung acasă și mă pun în pat, e chestia aia când vin idei. Răzvan face meme-uri cu mine, noi avem un grup, da? Avem un grup de WhatsApp care se numește Memeliștii. Așa. Unde punem meme-uri și Răzvan mai face meme-uri cu mine. Și mema lui preferată e când eu am o idee. Că mie vin idei noaptea. Noi pe la 1 noaptea suntem la studio și mai lucrăm cine știe ce și zic, bă, Răzvan, ai tu idee. Și Răzvan e ceva de genul, nu vrei să-mi spui tu mâine? Așa, nu acum. Da, îmi vin idei. Și de ce îmi vin idei noaptea când mă pun în pat? Pentru că ăla e momentul în care nu fac nimic altceva. N-ați observat că atunci când mergeți la duș, stați mult sub duș că vă vin idei? Și vă gândiți la ele?
Mie mi se întâmplă. Pentru că toată ziua ești cu telefonul în mână, toată ziua ești pe calculator și așa mai departe, când la un moment în care te plictisești, scoți telefonul și te uiți. Când ești la duș, nu ești cu telefonul în mână, da? Și când mergeți la baie, mergeți cu telefonul, da? Și nu vă plictisiți atunci. Dar când vă puneți noaptea în pat, după ce v-ați uitat pe telefon, pe Insta, pe TikTok, pe ce vă uitați voi, și îl puneți lângă pat la încărcat, atunci vă vin ideile și mai stați încă poate jumătate de oră sau o oră să vă gândiți. Mie mi se întâmplă chestia asta, că dacă îmi vine o idee, eu nu pot să dorm până nu-mi termin ideea. Adică, Doamne fer să-mi vină o idee de video de YouTube. Că eu stau și mă urmăresc pe mine în mintea mea cum povestesc chestia aia în video de YouTube și poate durează o oră video-ul ăla și eu mă uit o oră în timp real în mintea mea la ideea respectivă. Deci e periculos. Deci muncești non-stop, că tot timpul îți vin idei când ești implicat în afacerea ta. După care, ascultați de părerile celor din jur, dar puneți în aplicare doar ce vi se potrivește. Eu acum v-am dat o grămadă de idei și de chestii de genul ăsta. Nu puneți în practică, nu mergeți pe drumul pe care am mers eu, că poate nu e pentru voi. Poate e, poate nu e. Voi trebuie să analizați să vedeți exact care e treaba asta. Nu vă spun acum, renunțați la, nu știu, poli faceți sau ce facultate? Așa. Poli și faceți arte. Că să puteți să fiți cea mai mare greșeală din viața voastră. În schimb, dacă simțiți că nu vă definește sau nu o să vreți să lucrați în domeniul ăsta în viitor, terminați școala, luați-vă diploma, după care reorientați-vă spre altceva. E frumos să fii propriul tău șef, da, deci n-am fost niciodată angajat, știu cum e, însă vei munci non-stop pentru afacerea aia pentru că ție-ți pasă, angajaților nu le pasă. Ei se duc la 5 acasă, îi doare la banană, vine a doua zi, văd ce au de făcut. Ție-ți pasă și vrei să fie cât mai bine și așa că o să muncești foarte mult. Nu încerca să copiezi pe alții, pentru că dacă vei fi o copie, niciodată nu vei fi la fel de bun ca și originalul, ceea ce e foarte clar. Și nu vei face niciodată performanță, dacă faci ceva ce s-a mai făcut, nu o să ajungi la un nivel foarte înalt. Dacă ești perseverent și serios, mereu vei găsi o soluție. Eu am 4 citate puse pe perete deasupra biroului meu. Așa, unul dintre ele e în felul următor. Dacă problema are soluție, de ce să te stresezi? Dacă problema nu are soluție, din nou, de ce să te stresezi? Da? Deci, pe principiu, tot timpul există o cale, chiar dacă nu se poate. Eu când am început teza de doctorat, am întrebat pe profesor, domn profesor, coordonator, da? Eu ce ar trebui să obțin la finalul cercetării mele de doctorat? Și el a zis, păi să ajung la o concluzie. Și zic eu, păi concluzia asta înseamnă că eu dacă acum pornesc de aici, trebuie să ajung într-un punct ca de acolo încolo altcineva să preia informația, să meargă mai departe? Și el a zis, poate da, poate nu. Și am zis, ce înseamnă poate nu? Păi tu poate începi pe o premiză, ajungi într-un punct, îți dai seama că premiza aia e greșită și zici, aici nu se poate. Și aia e teza ta de doctorat. Și eram așa un pic contrariat, adică dacă tu faci o cercetare, nu trebuie să ajute să ducă mai departe. Și el zicea nu, că poate fi și o chestie de așa nu. Și atunci poți să mergi pe direcția respectivă. Deci, dacă găsiți o soluție, dar soluția nu e funcțională, e foarte bine că știți că pe acolo nu trebuie să insistați. Da? Așa, nu alergați după bani. Dacă porniți să faceți orice că bani, nu o să fie bine. Așa, pentru că tot timpul o să fie presiunea că vreți mai mult, mai mult și mai mult și mai mult și o să puneți presiune pe voi și chestia asta o să vă împovoreze foarte tare și mental, dar și fizic. Ce e foarte important e să vă faceți treaba cât de bine puteți voi, indiferent de ce treabă, că banii o să vină. Și ăla care mătură strada, dacă își mătură strada impecabil, am dat să spunească niște bonusuri, o să fie promovat și așa mai departe. Da? Deci, indiferent de ce faci, fă bine. Pentru că mergeți într-o grămadă de locuri unde oamenii își fac treaba de mântuială. Da? Și la mecanici auto, că povesteam mai devreme, și la zugravi, da? Adică ultimele dăți mi-am zugrăvit eu, că mai bine mi-i făceam eu decât să plătesc pe cineva să-mi facă rău. Mobila de la studioul nostru e făcută de noi, adică de mine și împreună cu Răzvan, așa am meșterit noi acolo la PAL, deci știu să fac mobilă, pe lângă implanturi, pe lângă gene, subgene, ok? Bun, așa, ai nevoie de o echipă profesionistă. Țineți minte chestia asta, asociați-vă între voi, lucrați împreună, încercați să faceți treabă, dar niciodată să nu fie mai multe minți geniale la un loc, că o să apară scântei și vă bateți cap în cap. Deci este un team leader, că de-aia zice team leader, să coordoneze echipa, iar ceilalți, fiecare prin expertiza lui, să contribuie la acea idee. Faceți parte din comunități, cum vă spuneam, duceți-vă peste tot, pentru că inevitabil vor apărea oportunități. Așa, și oferiți informații gratuite. Când ai lucruri gratis, fără să aștepți nimic în schimb, tu vei da un boost de încredere
oamenilor. Adică oamenii vor avea încredere în tine, pentru că dacă eu vin acum și vă zic, vreți informațiile astea care monoma trebuie să plătiți un curs care costă nu știu cât, nu știu cât, ok, vreau un onorar de X sumă de bani pentru prezentarea asta, ca să-mi pierd 2 ore jumate din viață, să vă spun aceste informații. Așa, și voi o să ziceți, bă, cu figurantul ăsta, ce să-i dăm noi bani, că poate nu e bună informația, da? Așa, eu vin și vă arăt toate chestiile astea, v-am povestit, ați rămas cu câte ceva, dar dacă careva dintre voi e pasionat de fotografie și o să vrea să învețe, peste un an, 2, 5, 10, probabil să vă amintiți de întâlnirea asta. Și bă, a fost un băiat la un moment dat, care a venit și ne-a vorbit de fotografie, foarte interesant a spus atunci, parcă aș vrea să învăț, de unde încep? Păi încep de la el, păi mai mă duc și la alții și așa mai departe. Dar ai un punct de pornire. Deci tocmai chestia asta e, mai ales într-un domeniu unde este competiție foarte mare cum e al vostru, că sunt foarte mulți IT-iști. În Cluj, cel puțin, da? Și atunci, cumva, cum vă diferențiați voi de treaba asta? Cum ești în evidență? Prin pur și simplu faptul că dați ceva gratis comunității, oamenilor și așa mai departe. Nu giveaway-uri. Alea sunt pomene moderne, da? Așa, mă duc la un giveaway, mă duc la o pomană. Că mai e. Așa, nu. Pur și simplu încercați să faceți din zona asta educațională. Așa? Deci, fii sincer cu tine însuți și cu siguranță îți vei găsi drumul, da? Așa, și mulțumesc frumos pentru că m-ați ascultat, site-urile mele, ca să vedeți cum trebuie tratat un fotograf la nuntă. Deci, da. Așa. Gata. Hai că n-a fost 2 ore jumate. E bine. Așa. Mulțumesc tare mult. Bun. Așa, dacă aveți întrebări... Bun, se... Da? Le-am răspuns la toate? Ok, wow, bun. Sigur. Ah, cadou. Avem? Ah, mulțumesc, wow, diplomă, super. Noi să ne amintim de tine. Da, 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 ca să de mulțumire pentru pace. Mulțumesc tare mult, sunteți foarte drăguți. Deci o să o pun pe perete. Chiar ziceam cu Răzvan că noi avem o grămadă de diplome primite de la tot felul de evenimente de genul ăsta, dar nu le-am pus niciodată în ramă. Nu ne-am gândit la chestia asta. Dar chiar avem un perete pe care am putea să le punem. Așa, bun. Cum? Da, 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 corect. Păi acum știți care e problema? Că trebuie să-mi iau rame fix la fel. Să spuneți, de unde le-ați luat. Așa, e bun. Da, hai să vedem, cine are întrebări? Sau îmi ziceți voi, aveți pe listă acolo? La ce n-am răspuns? Wow, asta e o întrebare foarte bună, da, de Răzvan. Da, cred că ar fi foarte multe lucruri, adică, cum am spus și mai devreme, eu cum nu fac proiecții astea, ce o să fac peste 5 ani, peste 10 ani, nu am nici top cele mai frumoase poze, cele mai bune chestii. Dacă e o chestie de care sunt mândru de mine însă, e faptul că nu am renunțat și că am fost tot timpul perseverent, am vorbesc ca la Oscar, da? Am fost perseverent, am crezut în mine, așa. Nu, e faptul că oricât de multe dificultăți au fost, nu m-am împiedicat de ele, am mers mai departe și mai departe și am insistat pe chestia asta. Probabil au fost momente în care aș fi renunțat, dar de asta cred că sunt cel mai mândru, că nu m-am dat bătut. Așa? Eu eram curios. Da? Cât de greu este pentru cineva care începe, nu știu, la o vârstă de 25-26? Da. Profesia de fotograf. Da, e destul de mare concurența și în fotografie. Corect, da. Aici v-aș da un pic de context. Eu de asta cumva în facultate voiam să învăț foarte mult să fac fotografie, pentru că eram pe banii părinților. Și în caz de un eșec, că nu mai îmi plăcea după o vreme sau că nu mergea treaba, puteam să mă răzgândesc și nu pierdeam bani. Adică practic cât până îmi terminam facultatea, cât mă întrețineau părinții, am avut răgazul ăla să experimentez orice, tocmai pentru că dacă se întâmpla să iasă rău, erau părinții acolo și mă ajutau. În momentul în care termin facultatea și ar trebui să te cam întreții singur sau poate ai familie, ai copii, ai rate, da, nu mai poți să experimentezi. Adică nu poți să stai un an pe pauză, hai să încerc cu fotografia, să văd dacă merge și dacă nu merge, păi mi-am cheltuit toate economiile, ce fac, știi? E un pic mai riscant. Acum, din punctul meu de vedere, în domeniul ăsta, cum vă spuneam și mai devreme, trebuie să găsești clientul, da, care să te plătească pentru ceea ce știi tu să faci. În primul rând, trebuie să vezi ce îți place ție.
faceți fotografiile care vă plac vouă. Asta este cea mai importantă chestie, prima chestie, da? După care, arătați chestiile alea peste tot. Pe net, la întâlniri, la așa, networking-ul. Și din toate astea se găsească cineva care să aprecieze ce faceți voi diferit de ce fac alții. Că dacă faci ceva, copiezi pe altul care are succes, ăla are succes pentru că e cunoscut. Nu neapărat pentru că face treabă bună. Faceți ceva autentic și încercați să deveniți cunoscuți. Da? Și după aceea de acolo o să se lege proiectele și colaborările. Pentru că tipa asta de care vă spuneam, care m-a trimis la cursul acela, mă rog, ce făceau fetele alea cu sprâncene, cu așa, cu ședința foto, tipa respectivă a început să aibă proiecte comerciale prin faptul că ea își făcea autoportrete ei. Și făcea niște autoportrete foarte feminine și foarte așa, lucruri de genul ăsta, și clienții apreciau. Dar ea nu poza pentru clienți. Ea tehnic era foarte slabă, dar era foarte șmecheră. Nu știu, atmosfera din fotografii. Și oamenii o chemau să facă ceva similar cu treaba aia. Deci aici vine vorba să fii autentic, să areți, să-ți faci conexiuni. Așa? Dacă mai aveți întrebări, ceilalți dacă aveți întrebări, nu? E ce bine, dacă nu sunt întrebări, e ok. Oricum, puteți să-mi scrieți pe net, dacă, da, așa, să dau din nou. Puteți să-mi dați cum e piesa aia cu follow, 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 da? Așa, pe Insta, pe Facebook, acolo stau mai des. Pe TikTok, degeaba îmi scrieți, că v-am zis, intru, postez și plec. Așa, maxim mai răspund la niște comentarii. Așa, dacă aveți orice fel de întrebări, nelămuriri și așa mai departe, căutați și pe contul meu de YouTube, că s-ar putea să găsiți informația. Da? Am făcut foarte multe materiale la întrebări pe care le-am primit de-a lungul timpului de la oameni. Dacă unul mă întreba, nu știu, cum se face în Lightroom la editare, nu știu ce chestie, am făcut un video despre treaba aia, că în momentul în care cineva mă mai întreabă încă o dată, să nu stau să-i mai explic, să-i dau direct link-ul să se uite. Da? Și atunci s-ar putea să găsiți foarte multe informații acolo, sau dacă nu aveți chef să căutați, înscrieți în privat, vă dau eu link-ul. Așa. Na. E bun. Deci, asta e, da? Bine. Ok, super. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Așa.